Salut! Am ajuns? Am ajuns? Bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, în această seară minunată! Oia Brânză! Și eu am lăsat cumva prins de frama ta. Nu este vorba de bănică, ci nici de fuego. Am eu intrarea asta, da, vezi, am crezut că o să fie rece, dar după aia m-am gândit, păi vin eu, acelea, adică se combină două energii puternice, eu și cu Horea, prăpăd. Dar, domnilor, inevitabil va fi bine, inevitabil este bine atunci când dai pe Andra. Mă, copii, cum era piesa aia? Va fi bine, va fi bine, va fi bine. Plată și o cafea dacă ai cu un pic de lapte. Am. Chiar nu, lapte cu cafea, că eu sunt genul ăla. Da, da. Bun, atunci așa facem. Gata, sunt. Știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am un stăpot. Să accept să fiu altcineva de teamă că ai plecat. Mamă! Deci, nu știu ce am așa, un fior în stomacel. Domnul Horea, ce stârniți în mine? Țin-o pe tot, țin-o pe zi, țin-o pe la mânduța mea. Țin-o pe mi, țin-o pe re, țin-o pe trecere. Foarte frumos la voi. Aici să țin cursurile, nu? Da. Am înțeles. Avem mai multe sări. De canto, de pian, de... ce fain. Astăzi seara nimeni să nu doarmă. Pe la ziua tot să ne distrăm. Ospătarii în pahar să toarne și cu băieții mei să cântăm. Asta mi-aduce aminte de Dansez pentru tine. Așa arătau sările de la buftea, în care repetam un pasi de bailante, Maria. Sunt cu ghiozană după mine pă. În noapte mă trezesc cu luna de pe cer. Și când ajung acolo o să obosită deja, drăptească. Mai e puțin și-n brața să vă strâng. Voi sunteți tot cel mai bun, mai sfânt. Da, cine? Cine? Hoțu! Hoțu de inimi! Cine? Hoțul de inimi! Yeah, yeah, va fi bine, yeah. 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 Yeah, yeah, va fi bine, yeah, 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 yeah,
mamă, acum m-am luat emoțiile că m-am văzut. Nu, e acum e rândul tău, că pe mine m-am luat înainte, lasă-mă în pace. Nu mai, deci nu mai suport, dacă nu suport întâlnirea asta, este dintr-un singur punct de vedere. Cât ai stat afară, eram aici ca un titirez, iar toți fac mișto de mine. A, ai emoții, ne vine Andra, te-ai înroșită, te-ai înroșită, te-ai înroșită. Uite așa o țin în permanență. Îmi place că stârnesc în tine acest sentiment. Stai să spun la microfon. Să lăsăm. Asta e o fel, știi, mai ales la femeile nu după... Nu mai spui nimic la microfon, că, că se aude. Mai ales după 30 de ani ca și femeie, știi, să stârnești emoții într-un bărbat. E fu... Îți arăt că pot, îți arăt că pot, îți arăt că... ce vă rog frumos. Am rugăminte. Ați repetat bine. Lăsați-ne singuri acum. Că... Cum așa? Stai, cum așa? Stai că am o bomboană să stai că am o bomboană să scoam. O pun într-un... Nu. Și eu am rupt de aici. Nu. În avion întotdeauna rup din pungile alea din față și până... Ia asta, o pui. Măi, pune-o de... Pune-o. Ia asta. Fii atentă dacă o... Da. Ce frumos. Nu, mai că s-a făcut deja. Ce? E primea. Bine, bravo. Fimea e ce trebuie, crede-mă. Deci seamănă cu taică-s-o, dar este, deci, aceeași personalitate, același nerv cu care face tot ce face, pasiune în orice face. Și o întrebi, cu cine semeni? Cu tata, așa cum arăt, da, cu mama. Dar cum, la ce ai luat de la maică ta? Pofta de mâncare, pofta de viață, pofta de... Da, deci... Eu, singura dată când m-am întâlnit cu ea, că nu mi-ai permis să mă întâlnesc de multe ori cu ea, asta e problema ta. Asta e problema mea. Da, asta e singura chestiune. Ea a fost foarte liniștită. Probabil că știa ce... I-ai spus, vezi că vine Nenea Horia. Este Nene, cu energie specială. Poco loco. El poio loco și nu te băga, lasă-l peste urle. Așa ai zis. Nu. Să știi că oamenii cumva se așteaptă ca ea să aibă aceeași energie pe care o are în filmările pe care noi le postăm. Da. Dar atunci e într-un cadru de familie, adică e filmată de taică, sos, corect, evident corect. Că se simte... Toate elementele familiei. Da. Pe când atunci când se întâlnește cu cineva pe care, nu știu, vede la televizor sau așa, are emoții, un copil. Adică noi nu trebuie să uităm asta. Oamenii zic, păi cum mă, că pe filmări e dezinvoltă. Da. Este dezinvoltă, dar atunci când cunoaște o persoană, știi, mai ales cunoscută și știe cine e și așa, stă în banca ei. Copil educat, măi. De fapt, asta trebuie să scoatem. Stai că am... Toate mă strâng pe mine, mi-am pus Dă-ți jos tot. Dar care e problema asta? Lasă-mă, că și când o să slăbesc, îmi iau toți chiloții ăștia care mă strâng ca să arăt mai bine și mă duc în fundul curții și le dau foc. Să știu că am scăpat de... Numai că peste gard, în partea înaltă, da, sunt chiloții mei, care sunt mult mai mulți și care au... Vecinule, nu știam da. Cine stă acolo la aeroport. Asta e problema mea, pentru că, așa zic, și eu când o să... Cred că avem un subiect foarte important. Și lucrul ăsta, vreau să spun, în orchestra asta, în familia asta pe care am eu, sunt toți silfidice, cele două silfidice... Ștefan a început să prindă forme, dar imediat a intrat într-o... Da, el e de-al meu, da. Da. Ai zis forme, da. Mă regăsesc. Edi și-a mai revenit că o luase ras de la un dat. E bine. Cristi, ce faci? Ce? Da, ce s-a întâmplat, Cristi? E de-al meu. Eu mă regăsesc. Deci acolo doi slăbuți și acolo în spate un Sergiu care e... La limită. Și-a luat motor. Și acum vine să la nu cadă, să nu cadă motorul pe stânga și pe dreapta, trebuie să slăbească un pic. Dar nu e așa, nu-i vorba de asta. Eu vreau că dacă ești cu motorul, dai mai multe calorii, pentru că nu e o chestie de condus mașina. Stânga, dreapta, patru, așa. Nu știu, apreciez oamenii care au curajul să se urce pe motoarele astea, dar... De când am devenit mamă, parcă nu mai sunt așa. Adică mi-ar fi frică să-mi spună David că vrea să... își cumpere motor. Ia, David vrea foarte adică mult. Eu le zic cumva, știi că se zice cumva, într-un fel, oamenilor care au curajul ăsta. Donator de... N-am vrut să zic, dar știam că știți. Și cumva, de când am devenit mamă, mi-e efectiv frică de tot ce înseamnă. Și îmi zice David, mamă, dar ce ai spune de asta? Mamă, toate la timpul lor, eu tot încerc să evit subiectele astea, dar discut orice cu ei. Și inclusiv chestia asta de, le-am zis, uite, astea sunt riscurile, când o să ai vârsta... potrivit, o să iei tu decizia asta pentru... Dacă ne nășteam cu 300 de ani în urmă, în vestul sălbatic, cred că acel
cal pe care astea l-aveam. Poți să îți de prezentare că sunt prietenii noștri și puteți da, să da, bei nu, aqua da, carpatica, e sănătoasă și poți să bei, poți să bei, iar dincolo de asta pentru că mi-a... deci Andra nu bea, o mare o da, mare. Mănânc, da mănânc. Hai că știi cum e, una nu și la un moment dat când un... începe o melodie, vă spun eu care, una care îmbină șprițul cu utilul. Give me the food, I said give me the food. Give me the food if you love me. Știi piesa? Nu! E una care poți la Eurovision sau ceva, nu mai știu. Give me the food? Give me the food. Cum am ratat-o? Give me the food. Give me the food if you love me. Și e așa, babană. O ador, îți dai seama. Pe bune? Dar, dar trebuie să spui că eu am fost și slabă, adică am trecut și pe acolo. Băi, am fost, am vrut să văd cum e cu forme, dar e mișto, mă, că inclusiv cu forme, crede-mă, senzualitatea și toate astea nu pleacă de la kilograme. Adică tot întorc capetele, nu știu că oricum m-am dat cu un parfum bun, dar se întoarce cineva de pe mine. Deci vreau să spun găsesc că... găsesc eu ceva care să atragă atenția. Iată o tânără Andra, deja trecem la poză, tânără Andra. Te-ai dus că exact la 14 ani. Asta e o poză de 14 ani. 14 ani? Da. Părul până prima la... prima mea ședință foto când am venit în București. Era sus pe Teatrul Național. Sus, da. Cu o fotografă de afară, Nova Music, casa de discuri la care eram. Nova Music, da, mă. Da, ei mi-au făcut și am zis, no. Și femeia zicea, nu mai poza. Și era prima mea ședință foto, evident că voiam să stau și eu, știi, să fie faină. Și făcea, nu mai poza, uite-te, e așa în zare. Zic, de cine am nimerit acum? Eu în loc să prima mea ședință foto, îți dai seama că vrei să ai, știu, poze faine. Au fost artistice și interesante. De-aia nu l-am mai publicat niciodată. Lasă așa, că-s de demult. E bine, că s-a... cine a inventat capacul ăsta, da, să băi, dar nu, e ok cu capacul, dar dă uite așa, fii atent, nu, te-am învățat, uite. Dă-l așa, dă-l așa, dă-l așa, nu se rupe, pa, și gata. Acum pai bagi nasul în cap. Nu. Deci asta e. Deci nu e o problemă. Și atenție când... Și buzele mai. Buzele mai. Deci asta, asta e Andra pe care o știu eu, da, știi? Da, da, da. Asta e Andra nebună pe care o știu eu. Pe care astăzi o să o cunoaștem și noi, fie aici. Și când închizi, da? Duci așa și dai așa mai tare. Așa, fac, gata, s-a închis. S-a închis. La pâine. Cafea cu zahăr sau fără? Întrerupem acest program. Se uită Cătălin la emisiune. Tati, eu de obicei nu pun zahăr, dar hai să fie. Avem și miere și mai avem și... Hai gata, că l-am pus deja. Bun, așa. Nu, dar el face multe podcasturi cu doctori și cu, știi? Și da, vine da, acasă și zice, nu mai mâncăm asta, nu-i sănătoasă, asta nu, asta nu. Și noi ne dăm ochii peste cap, da? Știm că e corect ceea ce zice el, dar... E greu pentru un ardelean să pună în aplicare, da, să mânci fără sos, să mânci fără... Nu mai zic că sunt nu, de astăzi, cap aici mesaje și mânci. De astăzi, fără... înainte ești purtătoarea mea de cuvânt. Deci tot ce spui tu, da. Da, ai perfectă dreptate. E ca în căsnicie, deci aș putea spune că am fi, știi? Nu. În căsnicie, putea... ca să-ți meargă bine, dragilor, ca... ziceți, da, iubirea mea. Da, iubirea mea. Da, așa cum zici. Da, iubirea mea, e ca în căsnicie, numai că noi doi suntem frați. Fii atent aici. Acum ziceam, unchiule, da, hai că mai crescut și eu. Eu acum urmăresc un serial pe care l-am mai văzut din când în când, dar acum am văzut să-l urmăresc de cap al fine. E Rezidentul. Și Rezidentul este... O dată, de două ori pe un episod, e o tăiere și niște organe interne. Și când văd organele alea, zic, oare ale mele cum arată? Eu m-am gândit la acest lucru în pandemie, când a trebuit să desfac o găină și să lucrez tu, cu ea. Tu? Eu că am căzut, cum ar veni, bona noastră de atunci a trebuit să plece în țara ei. Corect. Cătălin era la emisiune toată ziua și oricum n-ar fi făcut el asta. Și eu trebuia să fac zamă, tocană, gogoș, să făceam oricum pentru tot cartierul, stăteam, ne-am mutat în chirie atunci și făceam, chiar dacă n-aveam voie, eu aduceam toți copiii vecinilor, că simțeam nevoia de, nu știu... De suport pentru ceilalți. Da, și de comunicare, unde, cu cine? În perioada aia, efectiv, prin cameră, pe cameră vorbeam cu fetele din trupa mea, cu, adică, dacă am asta, era tot. Și cum am prins, ne-am mutat în chirie, aproape de casa în care trebuia să ne mutăm, care nu era încă gata. Și erau acolo casele vecinilor, nu aduceți copiii aici, ăștia. E sigură, dar tu n-ai nevoie de odihnă. Dar eu, pentru că dintr-o dată am fost nevoită să stau în casă și nu știam ce să fac, călcam, făceam de mâncare, stăteam cu copiii vecinilor până seara. Da,
atunci am descoperit multe lucruri, cum se face o ciorbă bună, adică cumva până atunci... Adu găina aia pe care... Ia să vedem cum o tranșăm. Nu, nu adu găina aia. Nu cumva să aduci o piele de găină, că așa mi-a făcut Florin Călinescu în România au talent. Ți-a adus o piele ziceam, de găină? Da, mă, eu tot ziceam, după un moment emoționat... Piele de găină. Senzorul principal, dacă se ridică pielea pe tine, e clar că te emoționează, că stârnește ceva în tine, știi? Și ăsta e... Și ziceam, bă, mi s-a făcut piele de găină. Și bineînțeles că el s-a înțeles cu ăștia din producție și a scos o farfurie cu o piele de găină. Ia uitați-vă cum e pielea, Andrei, acum. Așa și tu. Scoate. Eu aduceam efectiv o găină și îi dădeam drumul pe acolo, prin platou. Dar asta e, mie îmi plac lucrurile vii. Asta e diferența între mine și Florin Călinescu. Adică nu mănânci carne? Nu, sunt vegetarian, pur și simplu. Wow. Mănânc doar cu ochii, cu gura nu. Vreau să spun că tot ce se întâmplă astăzi este după calapodul tău. Eu m-am gândit așa. Nu pune presiune prea mare, adică sunt un om normal, adică nu fă de astea, nu începe cu Andra. Sunt lucruri absolut normale. Lucruri simple, așa nu e așa, știi? Deci fii atent aici. Ceea ce se întâmplă acum este calapodul tău care se întâmplă să fie perfect pe calapodul meu. Deci dacă ce se întâmplă astăzi îmi place și mie. Iubita mea, te rog frumos. Deci acesta este, ăsta e un lucru pe care l-am pregătit ieri seară și azi dimineață. Doamne. O umplute. Ioi, n-o stai să văd dacă le-ai făcut bune. Dacă, deci ăstea sunt preferatele mele. Dacă este o, e un bufet suedez în față, da, și nimeni nu se atinge sau vii acolo pentru prima dată, primul lucru pe care îl iau eu sunt, luăm cu mâna, iubire? Da, normal. Cum... Ah, da, oul, găina și, mă rog, haide. Pe care vrei tu, uite, 2-3 și. Ardeiul ăsta o să-l dau jos, că mie îmi face rău. Ardeiul, da? Și eu. Da. Are și înăuntru, așa-i? Nu. Ba da. Ia, are ardei înăuntru? Are, tăi. Ba, cum am. Iai. Dacă știam, veneam cu un platou să vezi cum le fac eu. Of, 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 of. Așa aș fi cântat după ce aș fi gustat. Nu e rău. Ieri seara s-au făcut ouăle, astăzi s-au făcut umpluturile. Și acum... Foarte bun. Nu e rău, nu e rău, nu e rău. Eu le pun invers în platou. Adică de, invers așa, jumătate? Așa. Da? Și după aia fac un mix de maioneză cu smântână. Îl mestec foarte bine, le mix, pun maioneză, un mix, adică mestec acolo, amestec, pun peste ele, dar nu un strat foarte mare. Și după răzălesc, cum să zice la câmpia târzii, răzuiesc niște cașcaval. Ioi, știi ce finom, ioi, finom. Și înăuntru, Mario. Și înăuntru eu nu pun ardei pentru că am reflux gastric. Dar și am reflux gastric. Care mă mănâncă, de că dacă mănânc ardei... Pe toată ziua numai înapoi. Asta mi s-a... Măi, noi suntem la fel, mă. Dar tot ce avem, mă. Pentru că noi simțim... La fel! Din la fel! Nu știau ăștia copil. Foarte, foarte bun. Numai că am mâncat și eu tot ouă înainte să vin. Ierte. Hai, mă, termină, mă! Ți-am zis să nu mănânci nimic o săptămână. Da, bine. Ți-am spus că pe stomacul gol nu se vine în vizită niciodată. Hai, beați cafeaua. Până atunci vă spun foarte clar un singur lucru. Hai. Mă rog, mai multe. Este soție. Uh-huh. Este mamă. Este cântăreață, este influencer, este un artist polivalent. Pe scurt, citez, asta mi-a plăcut. Bă, citatul ăsta trebuie să vi-l însușiți și voi. Sunt o fată care iubește muzica, îndrăgostită de un băiat din Târgu Jiu. Iai. Iai. Acesta a fost podcastul vostru. Cum dare iubirea. Dar. Asta e bună asta. Ioi, ioi. Eu am o piesă, bine. Știu, am o piesă cu Liviu Teodorescu. Piesa e... Au, au, cum și-a pe eu, bineînțeles, fiind Amzelean, când concerte zic ioi, ioi. Bine, o spun doar în Ardeal ca să fie înțeleasă gluma. Întotdeauna când am cântări în Ardeal, îmi fac altfel playlist-ul, în funcție de oameni. Dacă mă duc în Moldova, cânt hora moldovenească, cânt piese bătute moldovenești, mă duc în Ardeal când lucru mare omenia. Pentru că există, adică oamenii rezonează cu ceea ce aud ei în mod normal. Și noi. Și absolut, da. Când mergem, de exemplu, în Oradea și în Cluj, cântăm Am cazanul meu. În Moldova nu cântăm cu cazanul. E o melodie veche. E, ca noi, de altfel, pe care o cântă Sergiu. Aia lui... Ia, ia, ia. Nu-i Desperado, nu? Ba da. Ah, gata, știu. Ce... I have my cazan. Da, ci că solistul de la Desperado e mare doctor stomatolog în Dubai sau pe undeva, nu? E adevărat? Noi? Acum mi-a zis, cineva mi-a zis că l-o sunați.
Și are, face discount pentru noi? Nu. Nu. Ok. A studiat Liceul Economic Adexenopol, Facultatea de Psihologie Muzicală. Numai de pedagogie au scris să-i greșit. Da. Nu există psihologie muzicală. Asta m-am să vin să fac pe psihologul cu cântăreții. Cum te simți după cântarea asta? Asta e bună. Ești bine? Te-ai răgușit? Nu, păi au greșit ei undeva la un interviu. Am mai multe chestii pe care vreau să ți le întreb și asta e una dintre ele. Da. Și am zis psihologie. Nu, nu, e pedagogie. E pedagogie muzicală, Universitatea Spiro Harad. Da. După declarațiile ei, invitata noastră, dragii mei, și-a rupt majoritatea pozelor din copilărie pentru că efectiv nu-ți plăceau. Tu l-ai, Doamne, așa am zis. Da. Nu le mai găsesc, poate că s-a întâmplat asta, nu țin minte, nici am făcut alaltă, glumesc. Tata mă tundea când era mică. Așa. Zici că veneam din armată, efectiv, nu arătam a fetiță, castron, așa, nici măcar, adică dacă făcea bretonul până aici, să zic, sau până aici sus, mă, era undeva la mijloc, nici hăiți, nici cea, adică nimic. Mama îl lăsa pe tata, nu știu, i-am condamnat mereu pentru faptul că n-am poze atât de... Băi, știi, mai îmi cer oameni, poți duce-mă cu poze tale, zic, lasă-mă că nu-ți trimit. Dar... sunt câteva poze, nu sunt cele mai... Eu vreau să spun o dată și pentru totdeauna, ca să înțeleagă și să mă audă toți, declarația oficială. Eu te-am cunoscut de foarte tânără. Practic, înainte de 14 ani te-am cunoscut, da? Eu. Fii atent aici. Niciodată n-ai arătat mai bine decât acum. Lăsați-ne singuri, am zis. Voi, sunteți surți? Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Niciodată n-ai arătat mai bine. Iar din... nu că e un punct de vedere a unui om de peste 50 de ani. Adică eu. Ci efectiv, ești din toată mina ta, toată bucuria ta, se simte exact, nu trebuie să deschizi gura, doar trebuie să zâmbești și să deschizi brațele și asta ești tu. Vorbesc serios. Dar, ce cifra zilei este? 3. Nu, 23. Ah, corect. Adică 5, 2 plus 3. Data la care s-a născut Andra este 23. August. Sunt 23 de ani de la primul său diss single. Da. Știu că nu ți-ai dat seama că sunt eu aici. Pe 23 august 2008 te-ai măritat. Pe 23 iulie s-a născut David. Nu. Eva, pe 23 iulie 2015. Într-o zi de joi la 10:29. 10:29. Da. Și David la 10:33 într-o zi de miercuri. Și tot, 23 de ani de când aștepți clipa asta să stăm față în față. Asta era da, aici. Asta, da. Ei bine, și acum terminație de reporter de TVR de acum 34 de ani. Ei bine, ne va răspunde la toate aceste întrebări, dar și altele. Ce ai mai făcut tu pe 23? Celui care îi se spune prin casă, Bumbu. Dragii mei, Alexandra Irina Măruță. Așa este. Fostă Mihai. Fostă Mihai! Da. Obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde. Mai am. Când credeați că nu mai avem nimic în comun, bunica ta a fost un guraică. Yes, Igen. La fel și a mea. Igen, din partea lui mama, da. Din partea lui mama, la cumva asta s-a născut. Oroneas Viorica. Oroneas înseamnă... nu știu ce înseamnă. Am știut. Oroneas. Cum știu? Eu știu de Oroneas. Au, un fel de... De la aur. Adică de asta. Nu știu exact. Ideea e că regret enorm. Că n-am învățat să vorbesc maghiar așa cum... Adică acum regret. Am doi instrumentiști la mine în trupă care sunt maghiari și tare vreau să știu ce vorbesc că ea. La repetiție. Mă, ce zice acolo? Mă mănânc așa, știi, am un nerv că nu știu, dar am încredere că totul e bine. Da, nu. Că nu mă vorbesc de rău. Nu, mergeam la neamurile mele când eram mici, din partea mamei, și întotdeauna inclusiv astea cu gherei, de să mâncăm, să așa înțelegeam, știi? Mă doare capul, mai o hoșă, îmi fai o feiet, opucă, de asta știu, mamă, tată, mă doare, mi-e foame, na. Și înjurăturile, bineînțeles, că alea se învață, dar mai mult de atât nu s-o legat de mine și regret, adică mi-ar plăcea să știu și asta. Exact ce spune ea. Și astea și alte limbi din România. Subliniez și eu.
Deci n-am putut să învăț alte limbi, pe bune, vorbesc și eu. Nu, același lucru am și eu, din păcate n-am putut să învăț, pentru că pe vremea respectivă, eu am o istorie în Brașov, că străbunii mei au fost urmăriți de hortiști. Când se cânta în Brașov, la începutul secolului 20, deșteaptă-te române, te închidea. Știi? Și atunci ăștia din Brașov zis, vai, nu știu ce, că nu mai vorbim. Și îmi trebuie limba ungurească acum mai mult ca niciodată. Pentru că da. M-am mai întâlnesc cu Pavel Bartoș, mai schimb două, trei vorbe, îmi zice el o chestie. O zosep, ochineco se meche, ochineco se me fechete. Atât știu. Atât. Piesa o știu, dar atât. Da, știu. Da. Ați uitat, nu? Ați făcut o variantă în română? Da, o știu eu. O zos. Pe aripile vântului, pe aripile. Pe aripile. Pe aripile vântului, pe aripile. Aripile vântului, pe aripile vântului. Pe aripile vântului. Mă, mă, mă. Le. Vai, ce tare. Da, dar la Răscruce de Vânturi aici. Este un film din secolul trecut. Dar apropo de secolul trecut, când te-ai născut, la tine în casă mergea mereu radio-ul. Da, și Duna TV. Apropo de vânturime. Tu mai ții de ce piesă ascultai la radio? La radio? Exact. De ce spun chestia asta? La pick-up. La pick-up? Adică așa mi-amintesc din copilărie, după care au apărut casetele și ascultam Monica Angel, viața mea, iubita vieții mele pe care o iubesc și o... Să intre Monica Angel! Deci o ascultam pe ea, o ascultam pe Mădălina Manole, Dumnezeu să ierte. Ascultam toată generația de la care puteam să ne inspirăm. Eu născându-mă... Și Mariah Carey, când mai primeam câte o casetă, tot se stricau, mai lipeam, mai... Da. Astea erau vremurile, dar când le spun copiilor mei că noi n-am avut internet, ei se uită așa... Cum adică, mamă, n-ai avut... Dar, mamă, n-am avut dreptul la atâta informație cum aveți voi așa și la... Atât interesant. De lejer. Informația asta îți captează atenția de atât de mult încât când îmi zice fiul, îmi zice, mă duc în parc, zic, e bolnav? E bolnav? Toma, dragă, ce e mama, dragă? Ești... Nu, ai mei sunt cu... Mergem des afară, avem pădurea foarte aproape de noi, merg cu bicicletele, Cătălin se ocupă de... E un tată extraordinar. Am văzut că are o pulpă foarte mușchi puternici de la bicicletă. Cine? Cătălin, când ești important. Păi de unde știi tu pulpa lui? Păi că se mă uit la televizor și văd acolo că se umflă... Băi, păi ce, mă? Băi, Măi, vrei să spun, chiar arată extraordinar de bine. Acum mi se pare că arată, apropo că mi-ai făcut mie un compliment, el acum mi se pare că acum e cel mai frumos de când îl știu. Pe zi ce trece, tot mai frumos se face. No. Cătălin, de data asta ai câștigat tu. Ne vedem data viitoare. Da, adevărul e că știi cum e. Dacă un bărbat e bine, înseamnă că e bine ținut acasă. Asta am vrut de fapt să aduc. Eu am niște lucruri să spun astăzi, multe, dar le-au pe rând. Începuturile tale în muzică au fost foarte grele. Acum lumea, multă lume te ia de gata. Cum te vede acum? Așa zice, vai, uite ce succes are fata asta, vai, Andra, că e okay, cu Măruță, da. Că nu știu ce, toată lumea. Dar tu la început, efectiv, erau momente, și trebuie să știe lumea lucrul ăsta, când cântai pe gratis. Cânta taică-tu, ții minte lucrul ăsta, taică-tu zicea, băi, eu am o fată cu o voce formidabilă. Dar cum și eu îmi făceam probleme, cum să te naști, cum să ieși în evidență lumea asta muzicală? Deci tata, dacă îl întreb pe tata, efectiv își amintește cum se uita la emisiunile tip top, mini top sau tot felul de... Și vedea foarte mulți copii de vârsta mea care cântau melodii pentru copii. Și eu cântam Monica Angel, cântam altceva și el zicea, nu se poate copilul meu să fie acasă și ăștia copii, că auzi cum cântă ăștia... Cățeluș cu părul creț și fata asta să stea aici în câmpia turzii. Nu se poate. Eu cântam la nunți. De la 7 ani am început, cântam câte un program. În zona câmpia turzii. Cântam câte un program, după aia câte două. La noi nunțile-s de zi. Adică de la 2 la 10 zi, până seara. Dar se mai fac și nunți de noaptea. În primii ani am cântat doar la nunțile de ziua și cântam... De masă, de joc, de dans, de... Eu și fratele meu, noi eram soliștii.
Dar fratele meu săracu cânta și cu clapa, mergea și la urs înainte, știți ursul, adică la, cu acordeonul, acordeonul mergea și cu taragotii sau cu cel din orchestra noastră, cu gruia. Și mergeau după mireasă, după naș, după... Da, venea deja obosit săracul la nuntă. Da. Deci cum ar veni, el a dus greu. El ținea, mi se pare că... Sândel. Mie mi s-a atribuit tot meritul că fata mică, cum cântă și așa, dar Sândel a fost cel care practic a ținut și orchestra noastră și el era baza, părerea mea. Mai și cineva, tata era acolo. Mai e cineva din orchestra de atunci, din tinerețea voastră, acum în... Da, gruia mai, m-am văzut taragotistul de care ziceam, m-am văzut de curând, am fost la nunta nepoatei mele în Câmpia Turzii și el era cu ursul acolo și când l-am văzut la primărie m-am dus, am ajuns târziu că venisem după o cântare, am avut și situația cu socrul meu, să-l ierte și a fost așa o situație, am ajuns exact când începea ceremonia și... Mi-a sărit ochii direct pe el și n-am mai stat. M-am dus și l-am îmbrățișat, el m-a pupat, a zis, oi, tu fată, tu nu vine să cred, cum să vorbești acolo la noi. Au făcut o poză, dar m-am bucurat așa să-i revăd la nuntă și pe vioristul cu care am lucrat. Iartă-mă, probabil că eu mie îmi vin idei și ți le spun acum, că n-avem timp, decât ți-am zis, o săptămână ține podcastul. Da. Ceea ce vreau să spun este că ar fi foarte, foarte mișto dacă... Într-unul din cred că te-ai gândit deja la asta. Să-i aduc pe oamenii cu care am cântat. Iată aici. Îți dau o singură idee. Taragotistul, fii atât aici, gruia da. Cu acordeonul, să treacă prin sală, să fie deschiderea spectacolului. Da, m-am gândit, am... Dacă nu-l iau eu, așa. Da, nu-i problemă. Să vin așa. Este la... cel cu care a cântat Andra. Zic că Andra fata aia cu... Da, fata. Fata. Bun. Și așa am început, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Adică eu, efectiv, trăgeam de tata să mă ducă și pe mine să cânt. Eu atât de mult cântam acasă, pentru că asta am văzut. Eu la 4 ani cântam... La 4 ani. Aș fi viața omului, astăzi este mâine noi. Strânge omul ca furnica, când moare n-are nimica. Nu știu din ce e tot. Nu știu, nici mai știu cine cântă piesa. Vezi o cânt, dar nu știu, numai atâta știu. Așa-i viața omului, astăzi este mâine nu. Nu cântam chiar așa. Strângem omul ca furnica, când moare n-are nimica. Atâta știu. Dar știu că asta cântam. A, și mai... Da, tata m-a învățat piesele astea și mai cânta tata când mă adormea, cânta treceți batalioane române ca batalioane cu fuzii și flori. Să rutați copiile, măriții și frații și apoi să mergem la război. Să rutați părinte, măriții și frații și apoi să mergem la război. Așa știa tata cântece. Toată copilăria mea a fost un război întreg. Și ai învins? Da, bineînțeles. Da, vreau să spun ceva, mi-amintesc cu atât de drag toate momentele astea când țin minte că mai tata se bărberea în baie și era mică, de asta zic că mie îmi plăcea chestia asta și cânta, nu știu ce piesă cânta și nu intra pe timpul pe care trebuie și zic, nu-i bine, nu-i bine! Și el asta povestește oriunde mergem, zice, Doamne, nu, nici n-aveam 7 ani, nu, era mai mică. Nu-i bine, tu n-auzi cum cânți acolo, nu-i bine așa, da? Hai, tata, spune-mi cum. El își amintește că noi mergeam pe stradă și zice, tata, tu erai ca un radio, ca un casetofon. Cum dădeam play, cum cântai? Și atât așa, hai, cântă la tata, cântă la tata. Și așa, dau viața mea pentru o iubire, știi? Adică eram, nu trebuia să mă roage de 2 ori. Asta. Și atunci, pentru că vedeam că ei mereu merg la cântări și... Na, e chestia asta în familia, îi pregătea mama, îi călca, îi spăla. Vreau și eu să fiu, să fac parte din asta. Și mă ducea, ți-am zis, câte un program, după aia cântam 2, după aia am început să cânt și la anunțele de noapte, dar primul program, cam asta am prins, nu până dimineață. Și după aia cântam și la restaurant în timpul săptămânii, după școală, mai aveam zilele poliției, zilele, nu știu, moților, așa, și seara cântam la Vox Maris, era o discotecă, nu mai e acum, în Turda, și după aia am cântat la Castelul Dracula, e un alt restaurant foarte fain acolo. Care nu mai e. Este. E foarte fain. Chiar lângă patiseria Rusalca, vă recomand că mereți prin Turda. Deci așa prăjituri bune are la Rusalca, eu. Bun, bun. Deci nu știu unde am pornit. La mine asta e problema. La începuturile mele,
răspundeam cu da și nu la interviuri. Când am dat de măruță, mi-a zis să spun ce să spui cât mai multe. Acum am zis, trebuie să mai ai și punct. Și nu prea am. Nu prea am, dar poate mă oprești tu totuși. E ok așa, e perfect așa, pentru că el a învățat după mine toate chestia astea, pentru că da, știm. Când era el tânăr să uită la televizor. Așa, toți ne-am uitat, toți am iubit de mici. Nu, toți am uitat la televizor. Am uitat ce am uitat. Ne-am uitat, toți te iubim, am impresia că te știu de o viață. Erai în casa mea de când... Dai viața mea pentru iubire, da, sigur. Tu că erai iubirea aia. Și pe care de să iau unul cu barbă, să iau unul cu barbă. Da, ăștia cu barbă îmi plac, ai văzut? Da, tata, da, și frate meu și bărbatul meu are, deci... De-aia îmi place de tine. Am dat Eva, acum aș pune problema în casă. Să-mi lași și o barbă? Să-mi pun și o barbă? Hai să-mi lipesc o barbă, zice Eva. Într-adevăr, și eu am o declarație de la un proprietar de hotel, dacă îți vine să crezi, care zicea de chestia de tine și zicea așa că o știm pe Andra înainte. N-a plătit minibarul. De când aveam un casino la Hilton prin 98-99-2000, Andra avea vreo 16 ani și venea cu taicul de la Cluj. N-are cum. În 2001 m-am lansat și aveam 14 ani. De 14 ani. Da, da. Deci, cumva, da. Deci el era... Ori a mințit, ori nu. Îi vedem ce zice. Nu, dacă e de rău, a mințit, știi? Da, am... Iartă-mă. Și dincolo de nu, toate... Nu, a zis de bine, zi drept. Nu, a zis de perfect și zicea că taică-te este un vizionar pentru că a vrut neapărat să te aducă în București. Pentru că... Să-ți mai zic ce am apreciat. Tata... Deci un om simplu care a plecat din Bacău, a muncit foarte mult pentru tot ce a avut, când s-a căsătorit cu mama. Au stat într-o chirie, n-aveau nici pat, nici au găsit ei să facă. Adică au plecat de jos, asta vreau să spun. Și au muncit pentru tot ce au avut. Și tendința unui om care pleacă așa de jos este, dacă li se oferă ceva, să, bă, ce-i mână nu-i minciună. Dar tata nu a gândit așa. La 14 ani, înainte să mă lansez cu... Se aude, da? Sau vin mai aproape? Nu, se aude. Înainte să mă lansez cu Costi Ioniță, așa. Da, la 14 ani... Cum tot am cântat pe la evenimente și cântam cu fratii meu, am avut ocazia să înregistrez și niște manele. Și un producător de manele a zis, gata, vrem să o lansăm pe Andra, la Mama Music sau ceva genul ăsta care era pe vremea respectivă. Și a zis, uite, dă, nu știu, o sumă foarte mare pe vremea respectivă în fiecare lună. Era, suna foarte bine, știi, pe vremea aia, noi cântam la nunți, din asta trăiam și... Pardon, de la Ardei. Da. Lasă așa. Și faptul că el nu a acceptat și a zis, eu nu vreau ca și copilul meu să meargă printre mese, să vină să-i bage bani la sân, să... Adică vreau să fie, apropo de Monica Angel, vreau să fie altceva, vreau să aibă o imagine curată, să se uite oamenii cu drag, dar nu la modul să pună mâna pe tine, să tragă, fă-mi o dedicație și așa. Știi, și cumva atât de mult apreciez deciziile pe care le-a avut, au fost atât de înțelepte pentru, știi, pentru un om simplu care nu... Și tot ce a făcut a fost pentru binele nostru, al copiilor. Adică ne-a mutat în București, s-a mutat pentru mine, evident, să nu mă lase singură cine știe pe unde. Și el era managerul meu. Mă, nu știa cu contracte, cu astea, dacă n-a avut emoții când a semnat cu Nova Music, că nu știe dacă e bine, dacă ce trebuie. Ai, Doamne, țin minte. Și după a făcut un curs de management și impresariat artistic, tocmai ca să știe, bă, ce înseamnă asta? Ia să-mi ajut copilul. Și la 60 de ani a făcut facultatea de drept. Deci, hai mă, jur. Nu pot să cred. Deci ne-am rămas masca. Am zis, mă, tată, dar de ce? Că nu e ca și cum pot să mai profesez acum sau ce să fac. Nu, tată, ce pentru creier, să-l țin activ acolo, să mă duc să am emoții la examene, a făcut la zi. Adevărat. Adică adevărat. Mi se pare... Extraordinar. E un exemplu... De asta e un adevăr foarte mare, să-mi țin emoția. Da. Emoția ține creierul intact și sinapsele și toți neuronii. Noi în prima fază am zis, mă, tată, asta trebuie ție, serios. Nu, tată, las că știu eu, dar aș vrea să am ambiția asta lui și dorința de a face lucruri până la final. Adică el se trezește dimineața și zice, gata, tată, astăzi trebuie să fac 12.000 de pași, merge, se plimbă. El stă aici în București cu tine? Acum nu mai stă. Pandemia asta ne-a dat un pic cu virgulă pentru că eu stăteam acasă, ei erau acolo, nu prea ne vedeam. Zice, tata, acolo în Câmpia mai avem încă 3 copii. Aia, s-ar trebui să în Câmpia? În Câmpia Turzie, da. Și tata și mama, da. Și mai sunt 2 surori care stau acolo în Câmpia Turzii. Fratele meu s-a mutat și el în București. Da. Deci,
trebuie să ne mutăm cu toții la Câmpia Turzii. Doi sunt în București, doi în Câmpia Turzii. Suntem patru. Și eu sunt cea mai mică și cea mai nervoasă. Pare că am venit să îi zgudui pe toți. Așa sunt. Dar să știi că e foarte interesant că deși sunt cel mai mic copil al familiei, orice mică problemă, orice la discuție există în familie, ce tensiune, orice există, Andra le repară. Și le-am zis că sora mea cea mai mare, ea chiar e psiholog. Și am zis, tu, dar cum îți explici că și tu, care e psiholog, tot pe mine mă cauți când, nu știu, ai o situație, ai o perioadă în care... Zice, o să spun ceva, zice, eu deși citesc atât de multe cărți și fac, am făcut cursuri și așa, eu nu o să pot niciodată să am experiența prin care tu ai trecut, dar nu neapărat că tu le-ai trăit, că ai văzut, că le-ai auzit, pe unde mergi, tu vezi oameni, trăiri, experiențe, da. Adică nu o să pot să am ceea ce tu ai. Și asta ai dobândit prin chestia asta o experiență, o experiență astfel încât să știi cum să abordezi situațiile, știi? Da. Și întotdeauna, bine, dar eu sunt foarte tăioasă, îi pare că... Dar eu când vine vorba de familie și de lucruri de astea, eu spun lucrurile pe nume. Eu nu stau să caut, știi, cu fereastră, cu perdea, cum se zice, că să spui, nu, eu când zic omului zic, dar în două minute mâncăm o umplute și stăm la... Da. Dar eu cred că e mai sănătos așa. Absolut. Asta le spun și lor. Pentru copiilor. Că spun lucrurile pe nume, am spus ce am avut de spus, dar nu mai am sentimente negative față de tine. Adică au trecut, nu mai stau să te vorbesc pe la spate că ți-am spus în față. Adică Mi se pare mai sănătos așa. Și câteodată nu e neapărat bine, adică nu toată lumea poate să accepte genul ăsta de verde în față, știi? Orice îmi spui, accept orice îmi spui. Am aruncă toți ardei, aruncă-i la gunoi. Nu, mă, nu. Timpul asta nu mi-am mâncăm ardei. Lasă deloc. Așa că astea le duc acasă, la pachet. Cum ar fi? Ia-mă de nedumerire, dacă îmi permiți. Spune. Unde a fost debutul tău exact? Am două variante care circulă pe internet. Una a fost Tip Top Mini Top. 7 ani. Dar nu ăla de la televiziune. Tip Top Mini Top în Câmpia Turzii. Ați făcut un Tip Top Mini Top? Se făcea în fiecare duminică. Problema e că ei când m-au auzit, au zis, no, dar nu se poate, mă, să cânte fata așa, că nu are niciun sens să o băgăm în concurs. O băgăm invitată specială. Și aveam 7 ani, 6 ani jumate. Și invitată la emisiunea din... Nu era emisiune. Era un concurs de muzică pentru copii în Câmpia Turzii la teatrul de cultură. Sau și acolo ai devenit invitată. Da, pe... așa m-au băgat. Și am cântat... ceva de la Whitney Houston, ceva Mădălina Manole, Monica. Da, da, asta la final, când au făcut ei. Și s-a ridicat lumea în picioare, au plâns oameni, au aruncat cu ciocolată în mine. Gândesc. Da, zim, dacă mai ții minte sentimentele alea de atunci. Îți zic ceva, o amintire foarte faină de la începuturile mele, dar la 14 ani, când am avut primul meu turneu și primul concert din turneu a fost la Timișoara. Și în turneu era cap de afiș, era trupa Andrei, trupa Angels și mai eram mai mulți. Dar eu eram la primul meu turneu, îți dai seama, pentru mine era ceva vai de capul meu. Și am ieșit, am cântat în noapte, mă trezesc, melodia cu care eu am debutat. Și când am ieșit, tata era deja în Dubă, deci mergeam spre Dubă să plecăm spre hotel. Și m-au oprit copiii, m-au tras stânga-dreapta, Andra a făcut poze cu noi, autografe. Și prima reacție a fost să-l caut pe tata, să-i arăt, uite, mă cunosc, așa, mă cunosc. Deci astea mi-amintesc, bucuria asta sau bucuria de a intra undeva într-un restaurant și oamenii au pus muzica mea. Da, da, da. Vezi, parcă uităm lucrurile astea. Acum parcă că mergi undeva și îți dai ochii pe seama, ia uite, ăștia au pus muzica mea. Dar asta e o bucurie, asta e o chestie, adică oamenii îți arată dragostea așa, în felul ăsta. Mi se pare extraordinar. Da, asta e melodia și e foarte frumoasă. Foarte frumoasă melodia. Mi-ai adus aminte de o întâmplare pe care am avut-o eu la prima mea apariție TV, 93. Țin minte că după ce am apărut undeva în iulie, 93, poți continui melodia asta, că și eu m-am trezit o noapte. La ce oră? La care oră vrei tu? Și mergeam la scăldat. La nu știu, prin jurul Brașovului. Țin minte că am trecut și nu știu de ce, două fete s-au uitat la mine. Ăla e. Și atunci, sentimentul ăla, da. Ăla cred că e cel mai frumos, primul, premieră în sufletul meu și mintea mea și în memoria mea. Și cred că același lucru l-ai avut și tu. Da. Uite, pe mine m-a oprit. Da, și cumva și...
Că și tata, dacă pe tata ne întreb, zice, păi tata, mai ții minte atunci când a fost? Adică a rămas și pentru el asta. În noapte mă trezesc, da? Aici e, trebuie să-mi pun astea. Pentru că tu nu știi exact versurile. Trebuie ca să pot să mă... Da, te rog, pregătește-te. Eu, stai eu... să văd. Și cu efectul pe tupă, nu? Că pare că toată lumea cântă cu efect. Când a... Dacă vrei efect mai tare, de aici, stânga, ca la maneliști, dă-l, tată. Dă-l să se audă. Unde e efectul? Dă-l la maxim. Gata, mă aud. În noapte mă trezesc, cu luna de pe cer vorbesc și spun durerea. Get up! Say! De când ai plecat, zilele mele trecam greu. De când ai plecat, e frig în sufletul meu. Am strâns lacrimi după lacrimi pentru tine. Și toată viața mea ți-o dau ție de la mine. De când ai plecat, zilele mele trec într-una. Toamna trece peste gândul își aștepte bruma. Am strâns toamnă după toamnă pentru o zi de primăvară. Și dorul mă îndeamnă. În noapte mă trezesc, cu luna de pe cer vorbesc, și spun durerea mea. Doarea mă poate asculta. Sărmul mării se sparg atâtea valuri. Așa de ani de zile dor pe mine idealul. De dragul tău am plâns atâtea nopți în șir, fără să-mi dau seama rătăcită al vieții fel. De când ai plecat, zilele mele trec într-una. Toamna trece peste gândul lui și aștene bruma. Am strâns soană după toamnă pentru zi de primăvară. Și dorul noapte mă trezesc, cu luna de pe cer vorbesc și spun durerea mea. Doar ea mă poate asculta. Move around. Every time I come and make it feel so much better now. I got everything I like and everything I want. But Andre is close to me and that I can see. I love it, baby. I love it, baby. When the night is closing by, when the sky is closing in, I've got the pe cer vorbesc, și spun durerea mea. Doar ea mă poate asculta. Noapte mă trezesc horea, și cu Andra aș vrea să vorbesc. Dar
dar ea e undeva cu măruța ei, dar atât de aproape și totuși nu o pot avea. Auzi, mă, de azi înainte, cântăm și noi. Auzi, cântăm și noi melodia asta. Doamne, fermă, ce... Băi, nu m-am spus niciodată. Spontan am fost. Da. Băi, dar nu ți-am spus niciodată. Ce? A, îți spun acum, vă spun acum și mă. Voi știți că eu am fost în urmă cu 25 de ani în studio la Costi Ioniță? Chiedise spravă. Așa, așa. Deci am fost la Costi Ioniță pentru că atunci era dorința cuiva, multora, dar hai să fac și eu puțin niște piese muzicale, să fac niște piese. Știi că era, intrasem la... N-am făcut. Deci, eram, deci efectiv, mi se pare că viața mea și a Andrei e un fel de... E un fel de copie la Indigo. Amândoi ne-am dus, de ce? Pentru că și tata îmi zicea, hai Horică, dragă, hai că te-a luat tata ceva la pian, știi? De fiecare dată, bine tati. Mie nu-mi plăceau pe vremea respectivă romanțele. Dar, dar tata, hai tăticule, bine. Pe mine bunica mea le-am... La umbra nocului bătrân... Na ra 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 are altă sensibilitate, altceva. Da, dar nu-ți dai o doină, o romanță, adică mi se pare că astea să... Știi că noi am crescut, cumva generația mea, mergând la concursuri, toată lumea își cerea o, la concursurile de populară, o doină neapărat, da, acolo da. Parcă ți-arătai, știi, tehnica și tot ce trebuie încântat. Și la celelalte de muzică ușoară trebuia neapărat o piesă lentă ca să, știi, e cumva... Cu astea aduce emoția cea mai mare. Adevărat, da. Adevărat. Dar vreau să spun că Nelu, Dumnezeu să-l ierte, Plăieșteanu, zic mă, Horică, și am stat cu el și prima dată, acum vreo 15 ani, i-am zis, hai să cântăm în club. Da. A zis, uite ce, Horică, eu n-am cântat în club. Și după aceea am dat și pe Corina, pe Niculina Stoican și pe, și pe cine? Și pe Mihai Constantinescu. Atunci, pe vremea când era, și am băgat 15... Aveți încredere, Corina, te rog, ai încredere în mine. Am mers acolo, am făcut un de 1 decembrie nebun și mă uitam la, mă uitam și îmi plăcea atunci ce cânta Nelu. Dar pentru asta mi-a spus înainte, băi, Horică, mai cântă și tu lucruri de Inima Albastră. Măi, Nelu, ce înseamnă aia Inima Albastră, mă? Explică-mi și mie, că eu nu știu. Iar asta ce zici tu, da. Eu odată cu trecerea vieții, știi? Deși, uite-te, acum, fiind la România au talent, vin foarte mulți copii sau foarte mulți cântăreți care spun, am venit să vă cânt o doină. Bă, parcă trebuie să știi unde să le cânți. Știi, cumva într-un show de televiziune nu ești la Vocea României, nu ești la... România au talente de divertisment, de... trebuie să faci, da. Sigur, și emoție. Dar poți să aduci emoție, am descoperit în timp, și cu alte piese. E vorba de cum cânți. Absolut. Adică poate să fie bumții, bumții, dar tu să cânți să plângă la în sală. Tu de cumva, cred că ne-am afundat în chestia asta, în... Că numai așa funcționează, dacă e doină, știi? Sau... Știi că astăzi ți le spun pe toate. Îmi place de tine, îmi place de tine la nebunie atunci când cânți, știi cum? Nu când intri în scenă, da. Nu când zici bună seara, nu știi, zâmbetul ăla e zâmbetul ăla tău cu ochii tăi care sunt jucăuși. E, când începi să cânți, tu uiți de toate. Și se vede pe fața ta. Bă, fata a uitat de toate. Inclusiv tot... mi-e foame. Nu acum mi-e foame. Inclusiv uit că mi-e foame. Adu purcelul ăla! Nu mă, lasă-l! Asta nu mi se întâmplă pe scenă. Nu uit de foame. Nu? Băi, cred că ăsta-i pasul următor la mine, știi, să nu mai ieși. Băi, Cristiane, așa cum ai spus tu că mă cunoști de tânăr, și eu vreau să spun că în pofida multor ani de experiență în televiziune, tu n-ai trecut prin foarte multe emisiuni. Cu toate că tu ai o poftă de viață care, eu dacă aș fi acum american, producător american, cine se prezinte? Andra. Bă, dar nu-i prea mult, nu. Pentru că atunci când tu vorbești, vorba lui Cătălin, atunci când tu vorbești, ești plină de... Și dacă ai și niște prieteni în jurul tău, da. Ești... Bine, ok. Așa sunt, da, cum e paharul ăla, cum asta. Să chinăm. Cavalere ai mesei pătrate, să vedem dacă și nu-i bun. Și așa vine câteodată dorule,
Și așa vine câteodată să te țuc pe frunte odată. La mulți ani mă ia îndrătată dorul. La mulți ani, copii! Prețul n-a umplut. Un pic rog, nu, hai să luăm asta de aici, că te rog frumos, iubirea. Nu, da, a fost, să știi, că am apreciat foarte mult. Adică, umplut, direct la suflet mi-a mers. Ardeiul mi-a dat cu virgulă, dar ideea și intenția a fost extraordinară. Ăsta oricum a fost singurul fel de mâncare de astăzi. Nu e problemă, eu te cunosc, dar... Uite, văd că... Asta e problema mea, mă! Asta e problema mea de azi. E, problema mea este că sunt fecioară și văd tot. Nu că aș fi văzut ceva, că uite, de exemplu, mănâncă cineva un iaurt în spate. Deci nu e... Băi, nu mai mânca iaurt, da! Iartă-mă! Eu acum, nu era că mi-e poftă, mă uitam să văd, zic, de la cu proteină sau ce? Adică la modul, îți dai seama cât de... Mă, ce fel de iaurt, eu n-am mai văzut de la... Asta cred că e o chestie a fecioarelor, știi? Absolut. Da, că doar mă absolut cunoști. Cred că de-aia sunt, avem multe... Oprește-te aici, da, oprește-te aici. Am... Tu nu ai multe emisiuni de televiziune, dar ai avut o fii atent, voi ați uitat complet. O mai țineți minte pe Andra la emisiunea de la Antena 1? Singur cu vedeta? Leșin. Ce a fost? Eu nu mai aduc aminte emisiunea. Ce a fost acolo? Deci eu eram la ProTV, după care am terminat contractul și mi-au propus cei de la Antenă să prezint o emisiune. Așa. Cu familia cu care își lasă copiii pe mâna unor vedete, cum ar veni în rol de bonă, pentru o zi. Emisiunea era drăguță și foarte, doar că picam fiecare luni sau nu știu când era câte un meci și puneau ăștia la 1-11, a fost ceva eșec, da, din punctul ăsta de vedere. Da. Da, s-a încercat, adică eu nu prea regret lucrurile la modul că... Deloc, pentru că... Nu merg, sau eu am făcut-o cu drag, a fost, am mai prezentat-o la... Aia a fost emisiunea de suflet. Deci la, eu cred că ai coborât acolo cele mai multe scări din viața ta. Pentru că erau scările și de fie... Așa, nu, alea de la buftea, da. Ăla, da. Deci, și în timp ce era genică emisiunii... Și trebuia să și cânt în timpul ăsta. Să cântem, și trebuia să cobor și apoi să urc spre public, să aleg oamenii din public. Deci era ceva... Deci eu cred că atunci ai urcat și ai coborât scări, da, cât pentru... Da, aveam 50 și ceva de chile. Da, dacă nu mai urcat atâtea scări acum. Păi știam, că suntem în filmări pe YouTube în care tu dansezi. Da, și dacă lucrul ăsta mi-a plăcut la tine, a fost că dacă eu măsor... Da. Activitatea ta scenică de acum 20 de ani cu aia de acum 10 ani este total altceva. Ai început să faci sincron. Ai început să faci sincron la piese... Sunt tare. Nu, dacă... Iartă-mă, mă, eu spus pe glume. Nu, pus pe glume. Mie îmi place să dansez, dar eu tot trag de ăștia din trupă. Hai, mă, basistul meu nu vrea nici cum să danseze. Și mă duc lângă el, fă-mă stânga-dreapta, fă-mă stânga-dreapta, mă duc cu el așa. Și cumva de rușinea mea mai face. Iulian, ai dansează toți, toți... Deci, nu, ai tăi sunt, hai, toți ridică, cu dansul. Fă mișcarea pe care te-am. Sexy, deci. Nu, dar cumva trebuie să vină natural și cumva aștept ca lucrurile să vină, să vadă că, uite, toți dansăm, nu-i la România au talent sau nu știu, la alte, nu la România, acolo e totul pe liber. La alte emisiuni unde trebuie să fii strict, unde trebuie să știi, nu e, mă, e... Oamenii se bucură atunci când văd o chestie naturală și nimic forțat și eu asta vreau să fac în concertele mele. Ești gata? Da. Eu dansez pentru tine primul sezon, pe care l-am și câștigat, dar nu pentru că am dansat cel mai bine. Ba da! Nu am deci dansat. Hai, primul dans. Eu serioasă, mă, eu serios directă. Măi, ce stătea așa ca lumânarea? Nu puteți să stai. Oamenii au empatizat cu mine, au văzut cât de mult îmi doresc și cât m-am zbătut pentru băiatul ăsta să câștige, să-și cumpere un apartament. Mai ții numele lui? Mai erau Florin. Florin, cum să nu era? Virica. Da. Să intre Florin. Nu, glumesc. Da. Florin era de la Casa de Copii. Așa. Și aha. Nu putea să danseze pentru el. A dansat pentru iubita lui. Voia să-i cumpere o casă. S-au cumpărat, s-au despărțit sau... Nu mai știu ce a fost acolo. Dar ca să vezi cum e viața, Florin a făcut conservatorul. Ai, cântă într-un cor cu un grup. I-am văzut, da. A fost și la România au talent, a fost într-un an. Ce tare. Da. A fost o perioadă foarte frumoasă. Aici eram... Anii 2000. Da. Anii 2000. Am căutat pe internet foarte multe piese, mă rog, am căutat Andra, căutat live, cântat și foarte puține cover-uri am găsit. Da. Nu țin minte versurile niciodată. Și să nu mă încur, nu le țin minte pe ale mele, câteodată mă uit la fetele din backing să-mi zică primul vers. Mă ia valul, mă uit la cineva din public și uite efectiv ce urmează. Și mă uit așa, spunem ce să facem. Jur, noroc, jur, serios. Mișto asta să o mai face așa câteodată. Moș și zic, ce urmează?
corect, mai că o dată, am altă fecioară, una dintre fete, așa, în care mai stâlcesc cuvintele, zic de la altă strofă și ea mă corectează cum ar veni, cântă, e corect, dar nu, da, nu ca să-mi atragă ea. Ea crezând că eu, dacă ea zice un... Eu, mă, da, eu sunt pe drumul meu și zic, vezi că nu te mai plătesc la concertul dacă mai faci asta. Evident că eu glumesc. Norocul este că acum ne-am cumpărat niște... un sistem, cum e celălalt, la intercom. Și apăs pe buton și le spun tot ce vreau eu colegilor mei în cască, dar doar ei aud. Nu spune asta. Wow! Wow! Stai. Mai zim! Și? Se numește intercom, da? Deci apăs pe el și aud toți ăștia care au cască de la noi, din inclusiv sunetiștii toți. Bun, uite ce și-a făcut și-a pus mâna, în cap. Și dar fii atent, există riscul să apeși și cumva bateria de la intercom să nu meargă sau ceva. Eu am pățit-o și am zis, înainte să intru, am apăsat și zic, cine-i șefa voastră? Și s-a auzit pe toată piața acolo. N-a mers intercomul. Deci, și lumea s-a uitat. Tu-ți dai seama ce-o zis? No, eu că cu glumele, cine-i șefa voastră? Da. M-am făcut de râs, aia e. Deci de asta zic, există, nu știu dacă... Nu, la mine e altceva. Am inter ICOM. Deci la un dat cineva greșește. Da. Cineva greșește și mă uit așa. Și eu la fel, stai liniștit, cu tot intercomul, că mă uit. Intrarea și... Ce? Și după aia cer... De la sunetistul nostru, da, dă-mi te rog înregistrare. Eu nu stau să mă cer cu ei, nu mă cert. Zic, bă, vedeți că acolo n-ați intrat, că nu a fost pe click, avem click-ul, ce naiba, nu mai contează cum bate la... Tu ții click-ul, da? Bun, am avut săptămâna trecută o chestie de genul. Așa. Unul dintre băieții... Să intre băiatul! Nu șefa, deci eu spun că uite, eu scând, că despre asta era vorba. Și zic, mă... Nu mă mai tăzăpăciți. Au fost sau nu a fost problema? Păi nu, că uite, pe înregistrare nu s-auzea pentru că nu s-auzea click-ul. Aha. Și atunci au putut să mă părăsc. Bine, zic, vedem la următoarea cântare, să nu mai ne certăm. Dar cumva așa, că altfel, dar ne fiind click-ul, știi, și Ernesto, care e din Cuba, bate oricum diferit, știi, și mai ales când vine vorba de ritmurile astea latino, au ei stilul lor, atât de mult îmi place, Doamne, deci ador, efectiv. Tot ce e mai latino, tot ce e mai... Și el... Da, acum te compara cu Ernesto. Oye, como va? Mi ritmo, oye, pago esta. Eu bat altceva. Solamente una vez. Ce melodii știi spaniolă? Solamente tu. De la Pablo Alborán. Știu, dar da. Solamente? Tu nu știi. Ce vreau să spun? Solamente tu? Nu pot să... Băi, dar te-și pregă... Ce? Nu, mi s-a dat acum de la centrală. Ce tare ești! Solamente tu? Deci asta... Regálame tu risa. Enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Oh, qué hermoso. Así, hermanos, la cola de corazón. Pero que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destello, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo del mater eres azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre la sola de tu voz. Y tú, y solamente tú. Es que mi alma se defiende con tu luz. Tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se defiende con tu luz. Tú, y tú, y tú.
Ce drăguț! Ce fain! Ioi. Asta e o melodie faină. Da, așa cum ai făcut muzică pop, da, muzică populară, de ce nu scoți tu un album de spani? O să scot. Mă gândeam, acum o să am în curând un proiect foarte special pe care vreau să-l fac în fiecare iarnă. Vreau să fac o tradiție din aceste concerte despre care vă spun acum. Sunt niște concerte speciale cu o muzică care se poate cânta doar o dată pe an. Adică colinde. Și pentru că sunt atât de frumoase și sunt atât de ofertante ca și, știu eu, construcția unui concert, adică ai ce să construiești pe ele și sigur să cânți, ne-am gândit să facem acest concert. Noi l-am mai avut, am mai făcut la acest concert. La opera s-a făcut. La operă l-am făcut odată la Ateneu, da, caritabil. De data asta facem un turneu în sălile în care se poate, pentru că e un concert atât de mare încât nu mă pot duce în săli foarte mici, că am fi mai mulți pe scenă decât în sală. Și, na, costuri și foarte multe lucruri pe care știți că așa se organizează, n-ai cum altfel. Și atunci ne-am gândit să facem în săli foarte mari, adică o să facem la Sala Palatului, o să avem două zile, două zile la Cluj. Și două zile la Bacău. Și două zile la Bacău. La Cluj avem cea mai mare sală din România, e cea mai ofertantă, adică acolo te simți artist de afară. Când faci un concert de ăla și e sold out, este ceva, nu pot să descriu. Și pentru că în alt an eu am filmat cum ar veni concertul, dar în București, la operă. Apoi ne-am dus în Cluj și am avut concertul de colinde și am zis, cum se aude, deschide ușa creștine la 10.000 de oameni. Este... Și am zis că o să filmăm la Cluj concertul, de data asta. Motiv pentru care am zis, colinde și Horia Brenciu nu poate să vină, adică trebuie să-i fac o invitație, să... Nu știu, ar fi foarte frumos din partea ta să vii. Eu... și mi-ai face o mare bucurie să cântăm împreună. Bucuria va fi de partea mea, numai că... Sărim pe masă? Trebuie să punem o masă mare, să facem masă mare, bine. Draga mea, pentru că i tu, am vorbit... Mi s-a făcut foame. Deci asta este ciorba pe care, iartă-mă... iartă-mă, dar asta nu servim prea des, ciorbiță! Dar cum e? dar de la ce te-ai luat? Deci, n-am avut ce să fac și am făcut o ciorbiță. Și e ciorbiță de verișoară. Cum ziceau copiii mei, David. Deci David când era mic... Numai, deci așa ceva verișoare n-ai mai mâncat de mult. Când era mic, ce făcea David? Uite, să ia așa. Așa zicea, mamă, faci ciorbă de verișoare. Îți face, mama. Mere și un pic de smântână, dar... Cine vrea? Nu e, să nu ne ardă, probabil, decât din nou. Este ca și cum ai mâncat ciorbă cu sarmale. Păi nu? Sau da, băi, da. Deci îmi cer scuze, da. Hai un pic de zamă, vrei? Puțină zamă, vrei? Ia-i bună. Deci eu vreau să spun că... Ia-i, doamne. Mă uit la Masterchef, da, iar bucătarii a trei... Foaie, Luca și Andrei, cum ar zice cineva, mănâncă în continuu și eu zic, dar de ce nu pot să fiu degustător? Sau testător? Sau tester la Masterchef? Mai vrei eu mi-am dorit să fiu bucătar când eram mică. Tu vrei să fii bucătar? Nu vrei să ca să pot să mănânc. Să pot să mănânc, dar nu, dar am devenit bucătar, dar acasă la mine. Da, a devenit, să știi. Serios, gătesc. Despre concertele tale din Bacău, din Cluj, da, de la Sala Palatului din București. Știi că eu nu mi-anunță niciodată artiștii cu care cânt în concerte, dar acum am zis că e ocazie specială să te invit. Fiind la tine acasă, nu ai cum să mă refuz. Da, accept, sigur că da. 19-20 București, 14-15 Cluj, 7 și 8. 7-8 decembrie, Bacău. Bacău. Sigur că da, voi face tot ceea ce ține de mine, să fiu lângă tine. Știu că pe 20, știu. Știu. Da, eu știu tot. Pe 20 am finala de la Vocea României. Pe 20 este finala și, dar cumva poate... nu de 20. fii atent aici. Dar nu, dar tu... Da. Pe 20 decembrie e finala de la Vocea României. Dacă eu câștig, dacă eu și tău câștigăm, asta am vrut să zic. Venim cu concurentul tău exact la Sala Palatului.
concurentul meu nostru exact la sala Palatului. Ești foarte drăguț, dar eu știu cum e la televiziune. Se termină la 1 noapte, noi terminăm concertul. Ai acolo tu vino, că te aștept în cabină. Dar nu, cum ar veni, să stea toți? Știi? Mm-hmm. Să vină Horia, să vină. Nu. Andra stă pe scenă așa, mai puțin. Eu trebuie să-ți povestesc ceva. Sala, okay. Apropo de Vocea României, în anul în care am fost acolo și nu mi-a mai trebuit, am zis așa, ei au zis... Mă, indiferent de cine câștigă, mergem la petrecere. Eu da, pentru că eu ziceam da, pentru că concurenta mea era cea mai bună din... Cum se numea pe vremea? Mădălina Coca. Aha, o știu, da. Mădălina Coca, dintre toți concurenții, mi se părea că pe Voce și dacă doar Vocea conta cum așa... Da. Eu am zis, n-are cum, 1, 2, acolo sunt, e ok. A fost 4, numărul. Stai să mă, nu m-am mai zis nicio petrecere, am zis, mă bat picioarele petrecerea voastră. Nu-i pe bune, nu mai vin, nu se poate așa ceva. Sunt foarte pătimașă. Când mă implic sufletește într-un proiect, mă, nu pot să fiu... M-a sunat Smiley, care s-a supărat pe mine. Mă rog, s-a supărat. Noi suntem prieteni de atâția ani ca frații suntem. M-a sunat și zis, mă, ce prea pui mă la suflet, mă, Andra. E o emisiune de televiziune. Eu. Și am zis, mă, când mănânc întotdeauna, zis că după aia nu mai pot cânta, nu mai pot. Și zic, măi, Smiley, nu pot, măi, am fost la repetiții zi și noapte acolo, n-am plecat în vacanță cu familia mea. Mă doare când cineva se ia de un moment de cum, ca și copiii mei, nu pot, mă implic atât de mult în ceea ce... Și atunci, Vocea e un proiect foarte frumos, dar nu este pentru mine. Mi-am dat seama că îmi fac mai mult rău, pentru că, sigur, acolo este... Avantajul, sau cum se zice, fiecare antrenor își dorește să-și scoată în evidență concurenții, nu e neapărat ca afară, unde e pe respect totul, adică mai sunt atacuri și eu nu funcționez așa. La mine, dacă nu-i pe iubire și pe prietenie, nu pot să funcționez. Și acolo am avut niște... Eu respect oamenii cu care lucrez, tu înțelegi deja ce spun eu. Dar în momentul în care mă simt atacată, atac și eu. Și nu vreau să scot din mine, nu vreau ca oamenii să vadă o latură de asta de-a mea. De ce? Că dacă eu vreau să fie pe... Și atunci am zis, era, nu știu, acum nu se mai ocupă Moritz sau cineva de genul ăsta. Da. Era un producător de afară și mi-au zis, prea multe, n-ai voie, nu cânta piesele astea, n-ai voie. Și pe aia, în altă etapă, Smiley sau Chirilă, măi, deci mă frustra și am zis, n-are rost, mă, lăsați-mă, pace, vreau să fiu prietenă cu ăștia, nu să mă înjur cu ei pe aici. E ok, vă iubesc, România au talent, este misiunea cu care am început, acolo nu e o miză. Da, miza mea, da. Știi? Și cred că e mai sănătos pentru un om care e atât de ocupat, cum suntem noi toți, că voi toți sunteți ocupați, deci vă admir că rezistați. E un proiect foarte solicitant, trebuie să stai zi și noapte cu concurenții, adică așa e normal, că nu toți stau, cred. Da. Dar... eu te înțeleg pe tine. Perfect. Eu în primul sezon, acum 13 ani de zile, cred că lumea, brusc, a descoperit un plângăcios. Dar de fapt eu... pleca unul din era, trebuia să-l dau afară, îi zic, bă, trebuie să pleci. Începeam să plâng. Și eu la fel, la Vocea Kids, aia a fost prima mea experiență. Vai, cât am. Și mai la copii. Mai ales la copii. Nu treci. Mai grav toți erau foarte buni. Toți erau, să zici că nimerai o voce bună și după aia te luptai. Nu, toți erau foarte buni. Era foarte... Da, era foarte greu. A fost, într-adevăr, și vreau să spun că dacă ți-ai prins, dacă te atașat de România au talent și acum ești o componentă atât de importantă pentru că nu e nimeni cu felul tău de a fi. Ții minte pe vremea când era Mihaela Radulescu acolo? Ții minte că atunci erau niște... Toți care au venit acolo și au fost... Da. Ne-au fost aproape. Dar noi prima dată, ca să vezi cum e istoria, prima dată când am apărut noi la România au talent, mai țineți minte anul? 2011. În primăvară 2011. Exact, când erai tu cu Mihai Petre și cu Andy. Da, primul sezon, eram însărcinată cu David. Eram acolo cu 2010. Cu lucruri simple. Am venit frumos, n-am schițat. Am intrat, am cântat. Și după aceea ne-am luat la vedere și tu erai, vai, nu știu ce, vai. Am văzut un regret în ochii tăi, dar probabil era pe tine. Regret? Că n-am cântat și eu, poate. Da, adică asta era când ai cântat, da. N-am alte... Să știți că a mea, Andra, a fost la Cerbul de Aur. Ia și aduce aminte cu mare plăcere de... Nu. E ok, continuă. Stai să spun unde. Stop, Andra, stop. A cântat acolo niște cover-uri, da? Nopțile albe de la Aro. Boys to Men. Ai, 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 ai. Mamă, deci a fost un sentiment. Deci,
stai, una dintre piesele pe care le-ai cântat acolo a fost Killing Me Softly. Asta trecând am pasant, așa. Iar acolo, zi-mi cum a fost întâlnirea cu Boyz II Men. Deci aveam o rochie mulată pe mine. Băi, Boyz II Men! Avem o rochie mulată. Aveam un păr așa lung. Eram pe hol, cine știe cum era machiată, cum era pe vremea aia. Da. Și cântam ceva de la Mariah Carey, nu știu, repetam ceva. Așa. Și am intrat. Și știi cum au ei asta? Woo, damn good! Au pus, au făcut așa. Ai făcut? Nu cred! Așa am rămas. Uimită sau? Ei erau în sală când eu am cântat. Deci eu am fost... expresia românească, așa la fund. Efectiv eram... Că, da, ei erau în sală, că urmau să cânte, nu știu, și au venit acolo la Nopțile Albe. Și eu am cântat. Tu-ți dai seama ce onoare pe capul meu? A fost extraordinar, da. Nu știam eu foarte, adică multe. Știam cine sunt, evident, da, dar... Da, da, da. Nu știu, asta cu gestionatul emoțiilor... N-am știut să-mi arăt emoțiile în sensul ăla. Dacă, atunci. Dacă, atunci. Acum plâng când am emoții foarte mari sau inclusiv la Cerbul de Aur când am participat eu ca și concurentă la Cerbul de Aur, aveam atât de multe emoții, n-am știut ce să fac cu ele și când am ieșit de pe scenă am plâns foarte mult, dar mult. Oamenii au crezut că n-am cântat bine sau ce au plâns fata asta. Emoție strânsă. Da, da, foarte mult. Am văzut-o pe mama în public, sora mea, erau stresați, vedeam pe fețele lor ca și cum să reușesc eu și nu știu, a fost așa un schimb de emoții cu ei. Când am ieșit atât am plâns de... Da, eu nu regret absolut nimic. Și dacă a fost bine în viața și dacă a fost rău, ori fost ca așa ar trebui să fie. Adică dacă sunt mândră de ceva, este că am învățat să nu mă uit ce face stânga, ce face dreapta, să mă uit doar la drumul meu, pentru că, efectiv, nu-mi place ideea de ură, de a urâ pe cineva, de a vorbi pe cineva la modul ăsta, știi? Mă, ce fac eu? Eu ăsta e drumul meu, atâta. Asta vreau să-mi învăț copiii, dacă reușesc să le dau chestia asta, lecția asta de viață. Mamă, nu contează cu ce s-a îmbrăcat colegul tău, ce not o luat, noi ne uităm la noi. Ce ai făcut și cum faci să fii mai bun? Cred că de fapt de asta iubesc atât de mult faptul că am lângă mine un om care de 18 ani mă motivează să fiu mai bun în fiecare zi. Așa-i felul lui de a fi, adică niciodată nu țipă, nu vorbește urât, adică eu sunt genul de om care dacă îmi vine să spun o înjurătură, o spun, dar nu o spun la modul să te înjur. Așa nu. Vin dintr-o zonă în care se vorbește mult mai lejer despre lucrurile astea, un fel de... Tu ai bipuri aici, ca să știu cum să... Da, am de toate aici. Mincinosule, nu știu dacă... Da, da, da. Am de toate. La modul, e ca bună ziua, știi, când zici, serios, mă... Ce faci? Știi? No, și cumva când spun lucrurile astea, nu le spun neapărat cu un gând rău. Dar Cătălin... m-a învățat că se poate cu tonul pe care îl spui orice lucru, cu, adică tonul face... Dar și el a avut etapele lui. Adică dacă te întorci în timp, la finalul anilor 90, când era prezentator, el era... nu avea liniștea de acum. Adică dacă... Mi se mai spune și liniștea lui Măruță. Da, cred că toți o dobândim în timp. Ceea ce e important vis-a-vis de un artist... Exact ce ai zis. Dacă eu de fiecare dată, în loc să văd de drumul meu, comitetul s-a făcut stânga și în dreapta, da. Când o să mai mă mai timp. Ocup de mine? Da, e o gândire, cum să zic, pe tot mapamondul asta. Asta mi-arată TikTok-ul, Instagram-ul. Sunt atât de actiați după ce-o făcut ăla și ce ăla ca să fac și eu sau să comentez videoul ăla, încât nu știu că e foarte sănătos pentru viitorul copiilor noștri. Nu știu, mă îngrijorează teribil. Ce se întâmplă, ca și artist, sigur că ai cât mai multă expunere, trebuie să te filmezi și când mănânci și când îți faci unghiile și când... Da, dar artist ești deja mare, știi? Ești mai mare cum ai... Poate nu vreau să fac chestia asta. De ce? Dacă, adică nu trebuie să existe un mister. Este exact ca în relație, adică tu te arăți și când te duci la Budă, iertați-mi expresia. Adică trebuie să existe un pic între fan și... Da, să știe fanii aia, mă, oare ce o mai face? Dacă tu te expui total, adică un pic de intimitate în casa ta, să nu fie, nu știu, mi se pare că trebuie să existe o barieră mică, nu, trebuie să existe, să fie al tău ceva, nu știu. Nici eu nu sunt obișnuit. Adică eu, de exemplu, acum mă uit câteodată la ce postează Teo și Teo este, ea s-a născut într-o epocă a deschiderii. E altă generație, da. Zic câteodată, îmi vine să-i zic, nu spune asta. Da, știu.
M-am întâlnit ieri. Și eu, uitându-mă la story-urile ei, și mie îmi vine în cap, eu nu-i zic, dar zic, da. Teo, dar zic, nu stai un pic, după aia tot eu, apropo da. De nu te uiți în, și nu comentezi, da. Îmi zic eu, pentru că lucrez cu mine. Da, da, da. E altă generație, așa se, absolut, așa se exprimă absolut, ei, așa da. Sunt, adică apreciază lumea. Dar noi venim dintr-o altă generație care am fost învățați, nu spune asta la televizor, nu spune asta la așa, că noi, tu ești un exemplu pentru oameni și că, știi, dar în același timp, trebuie să ținem pasul, cum și părinții noștri au ținut pasul cu evoluția noastră și cu tot, cu mesaje, cu telefoane, așa și noi trebuie, cred că, să... Eu sunt de acord cu tine, mai ales că atunci când s-a întâlnit... Boyz II Men, nu v-am spus tot, nu toată istoria, o am aici. Când s-a întâlnit, Boyz II Men, după ce s-au părăsit, au părăsit scena și erau uimiți de vocea Andrei, au zis, never say never. Așa, ultimele cuvinte ale trupei Boyz II Men. Dar în română au zis-o. Niciodată să nu spui niciodată. Ciudată, sunt ciudată. Ciudată, ciudată ești fată. Ciudată, e foarte ciudată. Maria, mă trebuie că spune Andrei că și tu ai cântat în prezidera unui nume mare mondial. Da, cu 14 ani noi am cântat Whitney Houston, auzi. Am refuzat pe Whitney. Natalie Cole era acolo în fața noastră și noi cântam pe vremea respectivă multe cover-uri și am cântat melodiile lui Taicăsu. Leșin. Și noi încă, când eram la Hard Rock Cafe, ziceam, bă, vine? Ni s-a spus, vedeți că vine Natalie Cole. Am lăsat o parte. Mi-a tăiat Natalie Cole și am sesizat că e Natalie Cole. Da. Acum vezi că nu vine, mă. Superb, superb. Nu să vină. Adică sunt niște lumi pe care niciodată nu crezi că le întâlnești. Dar se întâmplă lucrurile, le atragi. Dacă ai ascultat, știi, nu știu, mi se pare că unele lucruri ni se întâmplă pentru că Andra, ne dorim... eu de o viață vreau să fac un duet cu tine. Eu sper că dacă asta zici, i-am zis, acum să las universul să lucreze. Da, pe asta zic. Universul ei! Trimite-l! Hello! Ce a venit aici. Deci trebuie să facem o piesă. Până atunci, Boyz II Men. Da. Close your eyes, make a... Pardon. Wish. Deci sunt convins că nu mai ții minte versurile. Nici piesa nu mai ții minte. A, asta o știu. Tu la, chiar când gândeam că mă pui să cânti la Boyz II Men, zic tu la, chiar nu mai știu. Auzi efectul. Și să fac partea lui Cabron, da? Hai. Ai grijă ce-ți dorești, de la viață când te întâlnești. Cu destinul de care vorbești tu. Pe care îl vezi și vezi tu. Da, hai. 10, 6, 7, 7. Ai grijă ce-ți dorești la viața când te întâlnești cu destinul de care vorbești tu și de care se lovești și restul. Știi, viața e ciudată, tot ce nu credeai să se întâmplă odată. Și că odată, și că odată, niciodată să nu spui niciodată. La început când ne-am văzut, nici unul n-a crezut în dragoste. Dar ne-a luat valul pe amândoi. Acum uită-te la noi, e dragoste. Și dacă cineva îmi spunea că tu ești jumătatea mea, aș fi râs, ha, ha. Acum nici nu pot imagina, aș plânge într-una, dar ai plecat din viața mea, hey, yeah. Dar orice se poate, niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Niciodată, yeah. Oh, yeah. Niciodată. Oh, ne certăm din când în când, să nu te auzi spunând că ți-e greu. Ne vom iubi mereu, eh, eh. Cine mi-ar spune cineva că tu te joci cu mintea mea, aș râde, ah, ah, ah.
cunosc atât de bine, da. Și știu că noi plecăm din viața mea, yeah, yeah. Dar orice se poate întâmpla, niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, nu s-ar putea să ce primești. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, nu s-ar putea să ce primești. Acum e aia partea lui Cabron. Hai. Inevitabil va fi tot, deși nu te fi gândit la asta deloc. Lângă el stai, că îl iubești, că el l-ai fi văzut prima dată vreun trai. Nu e vreun crai, dar nu-ți vine să plângi, ba mai mult să mai stai. Stai îndrăgostită lumea, niciodată să nu spui, niciodată să nu spui. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și frumos. Fără nicio repetiție, mă tot gândeam, zic, oare ce vreau mă ăsta să cântăm, dar tu ești pregătit, mă, așa oameni. Nu, 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 e playback, nu te-ai prins? La mine sau la tine? Nu, la mine. Măi, dar nu se pune problema. Nu, dar eu nu fac numai fața, și toate astea se sună. Așa fac și eu când nu știu versurile. La, 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 la. Fie de aici. Dar nu știu de ce, mă, mi se taie filmul. Dar e normal, toate mă. Piesele posibile. Dacă trebuie să rețin. Nu, dar sunt oameni, am prietene care ascultă o melodie la radio de 3 ori și gata. Deci știe da, versurile. Băi, știi care chestia? Uite, de exemplu, dădeam exemplu pe Teo. Teo, că s-a intrat la Clanul, la film, ea dacă vede o foaie, are memorie fotografică de așa manieră și asta spun tuturor copilor de la Voce. Mă enervează deja Teo. Și astea știe, și cântă foarte frumos, și frumoasă. Doamne ajută, lasă să fie exemplu pentru copiii noștri. Doamne, deci trimite-o acasă, nu mai intră. Că s-a enervat-o, nu mai intră. Nu, e adevărat. Îmi place când văd oameni care s-o tărâs pasionați. Băi, îmi place. Când se face ceva din pasiune, se vede. Și ador oamenii ăștia. Serios. Da. Mie îmi face mare plăcere un lucru pe care îl faci și tu. Și cred că asta este cheia artisticăra astea românești. Măi, e ok, fiecare cu cariera lui, fiecare cu concertele lui, fiecare cu familia lui muzicală. Unii își consideră doar trupă, alții consideră mai mult decât atâta familie. Dar dacă noi nu facem punți de legătură între noi, dacă publicul nu se poate bucura de două persoane pe scenă care își împart bucuria cântării unei melodii, atunci eu cred că degeaba ți-ai făcut cariera. Dacă tu nu te duci în alte părți, dacă tu și vorba aia tu... Uite, ieri ai avut un clip nou. Da. Bă, eu aștept să vedeți ce piesă faină a făcut. Când va apărea? Nu știu. În octombrie? Nu știu. Deci anul viitor va... Eu sunt artist, dar am niște oameni extraordinari care se ocupă de lansări, de plan de bătaie, cum ar veni, ca și promovare. Eu îi las pe ei să se ocupe de acest lucru. Adică cumva, pentru că există cineva care se ocupă atât de bine, Cătălin, și echipa mea, bineînțeles. Ia ce-mi vine zama aia înapoi pe gât. Dar nu e o chestie rea. Nu, mă. Deci el înțelege că eu spun ca și cum că zama era. E foarte bună. Eu am o problemă. Ți-am spus că
Nu. Deci, eu deci, cred... Dar majoritatea artiștilor cu care mă întâlnesc la cântări, toți din cauza programului nostru, a stresului, toți au reflux gastric. Eu am și rinită, da, am și rinită alergică. Toate, iertați-mă, toate secrețiile alea, mucositățile alea se întâlnesc aici. Și apoi numai mă trezesc, nu stai să curăț gâtul cu ce, dă-i, mai fă un aerosol, mai fă ceva, că altfel cu fluimucil, cu tot de astea care se curețe ACC, adică dacă mă duc mereu la orele, tocmai ca să văd care e starea, când mă gândesc, mă, de ce sunt răgușită? Toate sunt numai din cauza că dacă aș fi un pic mai ordonată la mâncare, nu s-ar întâmpla asta. Despre asta e, Andra. Adică eu recunosc că se vine. Și fii atent aici, vine partea asta de final de an. Și de fiecare dată le zic, copii, care? Lăsați oamenii să aducă mâncare, voi beți apă și după aceea treceți pe scenă și mergem acasă după aceea. Da. Nu. Se aduc platourile și se rupe filmul. Și eu am la mine oameni în trupă care fac asta, se rupe filmul, dar sunt unii care pe sport și pe fără carne, fără așa... Și am zis, băi, e bine, e foarte bine. Adică merg după cântare sau dimineața aleargă pe lângă hotel, în jurul hotelului, de asta zic, doamne. Doamne! Da, dar e, deci... Nu. În jurul hotel. La el era aia cu platou, că rupe platou. Suflătorii de obicei rup platou. Basistul, în schimb, Sobi este pe... Deci are de-astea, își pune în fiecare lună, face nu știu câte flotări. Și nu mănâncă carne, nu mănâncă lactate. Adică dar Cristi date... face vlogă. Cristi, arată-ne puțin. A, tu le faci pe spate. Deci avem de toate oricum la noi în trupă. Avem și, din punct de vedere al alimentației, da, nutriției, avem și ca și cultural vorbind tot felul de naționalități și tot felul de... Colocuitoare? Da, avem... Unii nu recunosc, dar e ok. E ok, mă, e ok. Am niște oameni și trebuie să te simți bine, să nu ai tensiuni, că nu merg lucrurile. Dacă sunt tensiuni un pic, unul tăi, că scârție acolo ceva, îi bai. Se împrăștie. Trebuie să fie pe iubire. Pe... De asta răspund și eu copiilor. Copiii, ne distrăm aici. Scena este un altar, dar ne distrăm pentru că atunci când ne așezăm pe scenă, lumea din fața noastră nu vrea să știe problemele. Ea a venit aici și ne-a plătit bilet să zâmbească, să se zice, să cânte, să se bucure. Are destule probleme ca să le aducem și noi pe ale noastre pe scenă. Așa e. Noi doi am cântat o singură dată. La Revelion? Normal, că e singura dată. Așa, mă bucur că ți-ai adus aminte singura dată când am cântat. Mai trebuia să mai cântăm o dată, s-a întâmplat ceva și n-am... Nu-i nimic, dar nu-i nicio problemă. Totul e spre bine. Și am cântat o chestie pe care, când mi s-a propus chestia asta, am zis da. Modalitatea în care tu ai apărut ulterior din... Din spate, da. Și ăla a fost... Să știi că am privit cu foarte mare... incertitudine, îmi plăcea ceea ce fac, simțeam că e atmosfera potrivită, zic, bă, nu o să fie primul revelion de istoric al ProTV-ului, știi? Dar n-aș fi crezut vreodată că se întâmplă chestia asta. A fost foarte frumos moment. Chiar a fost un început frumos, e exact ca și prima dată când ai fost la 14 ani, când te-a recunoscut lumea pe stradă, așa mi s-a zis, băi, a fost drăguț. De ce? Păi am cântat cu Andra, băi, tată. Frumos, mulțumesc din suflet. De multe ori mi se întâmplă să mă întâlnesc cu oameni care fac muzică, muzicanți, muzicieni de toate felurile și care îmi vorbesc atât de frumos și cumva mie mi se pare că eu n-am stat niciodată să mă gândesc ce am devenit eu pentru alți oameni. Am înțeles. Adică eu nu stau să mă gândesc, eu sunt Andra sau cumva atitudinea mea. Tu nu știi cum te oglindești în ochii la altora. Nu. Eu când intru într-o încăpere, eu nu simt că sunt niciodată... superioară cuiva. Corect. Eu intru cu gândul că trebuie să mă simt bine cu oamenii respectivi. Și cumva când vine cineva și îmi spune Andra, zice, tu m-ai inspirat foarte mult, tu ne ghidezi, că ai, adică mi se pare că vorbesc atât de frumos când mă uit să văd, mă, de cine vorbește? De mine? Da, acum o să zici, bine, mă, o să zic alți oameni că nu, eu știu ce am făcut la viața mea, dar nu, cumva niciodată nu m-am pus acolo sus. Am făcut lucrurile, mi s-au făcut pe... într-un ritm absolut normal, nu... Și probabil din perspectiva asta că sunt fecioară și îmi doresc întotdeauna să fie mai bine, n-am stat niciodată să mă uit că, vai, a fost, hai bă, că am făcut la viața mea. Și mă flatează așa, mă bucură, mă emoționează de fiecare dată când întâlnesc oameni care fac același lucru ca și mine și vorbesc la superlativ despre mine, despre cariera mea, despre... Și atunci am zis,
Da, mă, că sunt mișto, că sunt faină, să știi, eu am o părere bună despre mine, dar cumva când vezi că colegii te respectă sau că îți dau gândul lui bun, da, gândurile da, lor da. Bune, atunci zic, îți bine. E foarte adevărat că nu toate gândurile bune sunt și foarte adevărate. Treaba lor, să fie păcatul lor dacă e ceva rău, dar faptul că la mine ajunge mesajul lor. Și de multe ori oamenii cu care vorbești, dacă, mai ales dacă eu sunt un om al îmbrățișărilor, mie îmi place să mă îmbrățișez cu oamenii. De asta la concertele mele, când după concerte stau la poze, stau unde se poate. În ultima perioadă, ce-i drept, a fost o perioadă un pic mai grea. Pentru mine, pentru familia mea, l-am pierdut pe socrul meu și a fost foarte greu. E foarte, foarte greu. Foarte greu. Și cu toate astea am avut evenimente unde a trebuit să ajung și nu puteam să anulez. Și am ajuns acolo, am făcut spectacol, dar când coboram de pe scenă, deveneam din nou Andra, cea care are probleme. Pe scenă nu le-am arătat problemele mele, dar... Și atunci oamenii așteptau să fiu aceea, să râd, să dansez cu ei după scenă. Și am zis, e o perioadă grea, adică am încercat să le spun. Și e greu. Abia atunci îți dai seama, ca și artist, când treci pentru un moment de ăsta, că tu n-ai ce face. Adică trebuie să fii acolo pentru oameni, chiar dacă e dureros. Și mai ales făcând muzică care e atât de la suflet și te emoționează, te duce în toate stările. Nu poți cânta, adică se nodă lacrimile în barbă. Bărbie în barbă. Barbă e la bărbați, bărbie, da. Uite, da. Mă tot gândeam la momentele în care repetam anumite chestii la musicalurile pe care le cânt din când în când. Felicit. Mi se pare extraordinar să faci lucrul ăsta, să reții atâtea replici, să cânți, câte repetiții. Păi eu aș răguși după o repetiție de aia, să cânt în continuu așa și la rece. Nu știu, cred că m-am obișnuit cu un cântând de foarte mulți ani, de 7 ani. Îmi place să am un confort când cânt, să nu mă chinui deloc. Că totuși sunt niște ani, adică trebuie să mă menajez într-un fel, că se duce dacă nu. Dacă nu ai grijă. Am o întrebare la tine. Se duce dacă n-ai grijă. Am o întrebare. Se duce. La modul că se poate strica. Gândește-te că acum 20 de ani, când mă duceam și vedeam pe alții și aplaudam, 25 de ani, ei după concert, țigara, berica și așa mai departe, ziceam, și berea era rece. Și știam eu că corzile vocale se încălzesc. Dacă vine berea rece peste corzile vocale... De asta, ce să zic? Am avut... bucuria și onoarea să cânt cu David Bisbal. Aha. Și l-am invitat să cânte cu mine la România au talent. Așa. La probele de sunet a cerut gheață și a pus vodcă peste și a băut vodcă cu gheață. Dar gheață, cum să zic, de mai mult gheață decât vodcă. S-a aburit paharul ăla atât de... Și l-am întrebat, dar zic, tu... Zice, păi nu am nicio treabă, gheața desumflă, că e practic când te operezi și la amigdalită, când ai amigdalită, și te operezi de înghețată. Ca să desumfle, nu? Deci noi toată viața ne-am ferit, după care m-am întâlnit la un moment dat cu Horia Moculescu și mi-a zis, terminați-vă mă cu prostiile, dă-i fetei, zicea lui tata, că polițistul îi zicea lui tata. Bodyguard. Unde-i bodyguardul? Și acum m-am văzut cu el la un festival, da. Unde ai cântat tu cozi înainte, la Brăila. Brăila, cântat voi cozi înainte. Da. Și duminică a stat în public până la ultima piesă, s-a bucurat, a aplaudat, deci am fost leșinată de dragul lui, pentru că pentru mine, el este copilăria mea, unde m-a susținut extrem de mult. Mergeam mereu la emisiunile lui, Atenție se cântă. Oh, Doamne. Și cântam romanțe, cântam de toate. A fost unul dintre susținătorii mei și lui a plăcut foarte mult ideea asta, că era fata care venea cu tata tot timpul. Și zicea, unde-i bodyguard? Unde-i? Păi, nu știi cam aceeași situație? Tu poate nu știi că erai tânără, dar cu 20 de ani, de fiecare dată, eu de atunci eram cu îmbrățișările și veneam și te îmbrățișam și cum vorbeam cu tine, dar inevitabil, invariabil, ce mai faci? Mă întorceam așa. Deci era să aibă grijă de fata lui, nu care cumva să vină un vultur sau șacal, cum așa, sau pantera roz. Nu, cu 25 de ani eram și eu așa. Și fără barbă și eram... A contat enorm că a fost așa tata și că m-a învățat să fiu cu minte. Cumva, știi? Cred că de asta mi-am văzut de treaba mea, că am fost învățată bine. Dar astă seară, tonight, la, tonight, astă seară,
nimeni, dar nimeni să nu doarmă. Faceți bine și astăzi nu fiți cuminți, cum ar veni. Ia. Bună seara, domnul. Oh, Champs-Élysées. Bună seara, domnul. Hei. Astăzi seara nimeni să nu doarmă. Până în zori. Hai să ne distrăm. Bine, accept. Ospătarii, alo, în pahar se toarnă. Și cu băieții mei să ne distrăm. Astăzi seara dans ne strângem brațe. O fată frumoasă, nu-i păcat. Seara asta le rugăm pe soace și pe soți, evident, să se facă efectiv că n-au observat. Asta a fost piesa. Ține-o pe do, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Ține-o pe mi, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Ține-o pe do, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Ține-o pe mi, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Bună seara, doamnelor și domnilor! Aici, Andromaca, Androne, Andruța. Da, Andronaca. Astăzi seara nimeni ca, că tot o-i dormi când noi mai fi. Asta e adevărat, iubita mea. Bărbățele doar n-o pahar mai toarnă. Doar acum! Și cu textul în față tot greșesc. Aș cu lăutare după mine, oi porni hai hui prin București. Voi opri unde mi-o fi mai bine. Unde, dragă? Că astă seară-i bine să trăiești. Cine-o pe do, cine-o pe la, cine-o pe la mândruța mea. Cine-o pe mi, cine-o pe re, cine-o într-o petrecere. Cine-o pe do, cine-o pe la, cine-o pe la mândruța mea. Cine-o pe mi, cine-o pe re, cine-o într-o petrecere. Hai la mulți ani! Hai, Doamne ajută! Hai, Doamne ajută! Și-am crescut ritmul. Astăzi seara nimeni să nu doarmă. Nimeni! Că toi tot dormi când noi mai fi. Bărbățele un pahar mai toarnă. Mai torn! Bea cu mine, nu mă cicăli. Azi cu lăutare după mine. Voi porni hai hai prin București. Hai hui! Voi opri unde mi-o fi mai bine. Unde? Că astă seară-i bine să trăiești. Și toată lumea zice ține-o pe do, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Ține-o pe mi, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Ține-o pe do, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Ține-o pe mi, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Ține-o pe la, da, 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 da. Ha! Ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Ține-o pe mi, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Ține-o pe do, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Ține-o pe mi, ține-o pe re, ține-o într-o petrecere. Ăsta, bravo, 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 ăsta e. Ăsta este funk-ul pe care îl vroiam. Bine. Și ține-o tot așa. Ține-o tot așa. Ca să fie. În tonul ăsta. Nu, că e sus. În tonul ăsta, în tonul ăsta. În boțe? Ce? E surprins. Da, uite că știe. Deci știi piesa asta? O știi. Ce?
all the single lady, 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 all the put your hands up, put your hands up, ba ba, uite așa, mamă ce face, Andra mea, nu mă mai uit, că mă pierd acum și nu știu ce fac cu viața mea. Nu știu versurile, stați liniștiți. Nu știu, e ok, ador, am fost la concertul ei și veneam Deci am fost, am fost cu fetele din backing-ul meu, am gașcă de vreo 10 fete, fetele care mă coafează, care mă machiază, ne-am făcut gașcă mare și ne-am dus la Londra la Beyoncé. Am stat vreo 3 zile, a fost cea mai faină experiență, n-am avut niciodată experiență de asta, să plec cu fetele undeva, doar noi. Ne-am simțit foarte bine, dar în momentul când a început să cânte regina vieții mele, Beyoncé, în copilărie aveam pe Whitney și Mariah și Celine Dion, pe ele le ascultam. Măi, deci când a apărut fata asta, mi se pare că le are pe toate trei într-o singură voce. Deci are ceva dumnezeiesc în voce. Când a început să cânte, m-a apucat un plâns, dar plâns de ăla de... Nu mă putem... Suspina sufletul în mine de... De plăcere, de bucurie. De bucurie, de emoția pe care o transmitea când cânta. Mamă, cum suna totul, cum... Și chestia aia, ca și artist, ai două opțiuni. Ori te lași de muzică, ori te motivează, te ambiționează să zici, bă, măcar la... 5% dacă ajung din ce face femeia asta, înseamnă că am reușit. Am simțit un pic că un pic de Beyoncé când am avut concertul la Wembley. Am avut sentimentul ăsta de artist de afară. Poate pentru că concertul era acolo, în sala aia Wembley, pentru că erau foarte mulți oameni, se vedea într-un fel, oamenii au venit cu o plachetă, m-au pus pe holurile lor lângă toți artiștii ăștia mari, tu îți dai seama, apare și Andra din Câmpia Turzii, eu cred că ăștia care vin acolo și zic, who's that? Ia Andra din Câmpia Turzii. Poza mea e și cu ea tradițională pe mine, în poza aia, mi se pare, adică mi se pare că am reușit un pic, știi, la modul ăsta, dar a stârnit în mine Beyoncé ceva, ce doamne, și fanii care m-au văzut că am plâns, că au postat story-uri de acolo să vadă lumea cum a fost, au zis, să știi că și tu stârnești noi ce a stârnit Beyoncé în tine. Adică frumos. Și noi plângem la concertele tale. Deci mă termină genul ăsta de mesaje. Mi se pare că, ok, ne place viața, că ne place ambientul în care trăim, că asta, așa am fost noi construiți, am plecat la cântări, ne place. Câștigăm bani, e foarte frumos. Mă, dar ce trăire ai atunci pe scenă, când oamenii se bucură cu adevărat de prezența ta, de ceea ce cânti tu, de vocea ta. Adică, ok, sunt oameni în România care te cheamă de fală. O venit Brenciu, când o venit Andra. Da. Sunt unii care strâng bănuți cu bănuți, care nu au posibilități de alea, știi, să zici, gata, arunc cu bani și strâng o viață ca să vină să-i cânte Andra la nuntă sau la... Mi se pare... Că nu există un compliment mai frumos sau mod de a te face să te simți mai important. Și că unii artiști zic, anunțile, nu, deci este cel mai, nu știu, să cânți la nunta cuiva. La cel mai important moment din viața lor de până atunci. Da, da. Și de asta rezonez și cu nunțile și cu evenimente la care oamenii vin și plătesc bilet să te vadă. Mi se pare extraordinar de frumos. Știi că vine pentru tine special. Da. E o altă satisfacție. Și la primele mele concerte la Sala Palatului, eram terminată, deci eram, vai, ce emoții, pe mine mă dărâmă câteodată emoția, atât de tare, deși după atâția ani ai zice că nu mai sunt emoționată, dar am emoții la modul din dorința de a fi totul perfect, de a cânta ai corect. Ai emoții pentru ceilalți? Nu, am emoții ca eu să nu-i dezamăgesc pe ceilalți, adică știu că trupa e foarte bine, a repetat, toată lumea e la locul lor și eu zic, bun, acum oamenii ăștia toți sunt pentru mine, eu vreau ca să fiu la înălțimea așteptărilor pe care că ei mă pun acolo pe un piedestal, băi, acolo e Andra și eu n-am cum să fiu mai jos. Ți s-a întâmplat vreodată? Și intru așa cu o teamă, zic, Doamne, să fie bine. După primele piese, iartă-mă că ți-am spus că n-am stop, mă liniștesc, dar cel care mă liniștește înainte și nu sexual sau altfel, apropo de o vorbă dulce și o vorbă care trebuie spusă la momentul respectiv. Vine înainte să intru pe scenă și îmi zice, gândește-te că oamenii ăștia au venit să vadă Andra cum e, nu te da peste cap să fii altcineva decât ești. Nu poți să cânți ca Beyoncé acum. Ei au venit pentru Andra, nu pentru Beyoncé, nu pentru nimeni altcineva. Ei au plătit să te vadă cum ești tu. Deci nu încerca să fii tu, că o să fie bine. Îți promit că o să fie bine. Și asta este ce am nevoie să aud înainte de orice concert al meu.
O să-ți dau și un mesaj. Nu, o să-ți dau și un mesaj. Te rog, te rog. Dar acum dacă vii la Colin de poate... Să concurăm. Nu de altă, dar ambiționez, știi? Uite că Horia mi-a dat cu emoticoane. Cum ar fi chestia asta? Ai avut vreodată vreo nebunie în toată pregătirea de spectacole? Atât la Cluj Arena, cât și la Sala Palatului. Ai avut vreodată vreo nebunie care n-a ținut de tine și s-a întâmplat și a rămas lumea interzisă și totuși ai mers mai departe? Vreo întâmplare de asta? Îți dai seama că am mai multe în cap la care mă gândesc eu, dar nu eu sunt aici. Nu, am avut surprize. La modul au venit oameni la care nu mă așteptam. Cătălin venea la Cluj la concertul tradițional și în zbor cu el, în avion, era Florin Piersic, care a zis vreau să vin să o salut pe Andra. Deci mi s-au umeat picioarele când l-am văzut în buza scenei. Văzut filmul, da. Aia a fost ceva, nu pot să zic ce. Și tot așa, unde eram, la Londra oare? La Londra sau în Germania? Când a venit Carmen Tănase, Marius Manole, în Germania. Ei aveau acolo spectacol, au terminat spectacolul și au venit la mine la concert. Deci a fost... surpriză de genul ăsta. Nu, dacă te referi la auzit. Lucruri... Manole, cum? Carmen? Luca Constantin? Tănase, nu știu, n-am auzit. Sunt până la început de drum, cu siguranță. Da, sunt niște oameni extraordinari. Toată România și e cum... Da, toată... Bine, și tot... Toți românii. Ideea e că mi-au făcut o surpriză foarte frumoasă. Acum nu știu la ce te așteptai să zic. La modul rău, adică s-au întâmplat lucruri de care eu nu țineau de mine? Sau... De care nu țin de tine. Să dau un singur exemplu în sensul ăsta. Eram cu Oana Sârbu pe scenă și poate vă duceți să aminte momentul ăla. Și la un dat, eu permit lumea. Adică pe mine mă enervează bodyguards în fața scenei. Adică să mă apere de ce? Nu există așa ceva. Nu-mi trebuie bodyguards. Efectiv, lasă lumea să simtă cum suflet. E cu duș întors. Apropo, gata, știu. Mi-am amintit atunci, acum, apropo de moment. Și atunci cu duș asta, da. Și la un dat, lângă noi, eu dansez cu Ana Sârbu și la un dat vine unul lângă noi. Nu mai țineți minte pe ăla. Și era unul, dansa lângă noi. Cum a ajuns? Îmbrăcat cu niște culori fistichi. Și îmi dau seama că ăsta este un stalker de la. Oana îmi face semn, uite-l pe ăla. Deci lucrul ăsta se întâmplă în câteva secunde. N-a fost o poveste mare de câteva secunde. Uite-l pe ăsta. Și încet, încet, vreau să-l conduc pe respectivul, să termin momentul și să-l conduc afară de scenă. Dacă ceva s-ar fi întâmplat atunci negativ, atunci era momentul și avea destul timp să facă orice negativ. Dar am trăit când mi-am dat seama că e un străin pe scenă, care nu e acolo. De atunci ești ok cu bodyguards, nu? Că totuși au și ei un rol. Zi-mi explicația ta. Eu zic că au oamenii un rol, pentru că, uite, eram la Brănești, aici aproape de București, da, undeva. Da, da, da. Și era un concert în aer liber. Nu te aștepți. De obicei, oamenii care sunt din echipa noastră, care cumva au și grijă de mine, nu tragă cineva de tine. Că, da. Fiind fată, e un pic mai complicat. Când corect, vine ceva bravo, la poze, e... La fată, da. Da. Și ei stăteau pe marginea scenei, adică pe lateralul, cum ar veni. Dar era o scară și în fața scenei. Okay. Și eu mă duc spre chitaristul meu, care făcea un solo de chitară și eram acolo, bucuroasă de ce fain cântă. Și la un moment dat îmi face cineva așa, hei, și eu mă uit, era unul cu 200 de lei în mână. Cântă și mea populară, te rog. Deci, cred că, da, ia vin omul. Deci de asta zic, că e ok totuși să fie... Ok, și situații un bodyguard, atât, un bodyguard. Cineva, la neapărat, scenă... nu-mi zic câți oameni, da, dar cumva, inclusiv la poze. Nu pot să stau să fac poze dacă aud de aici și până aici. Andra o poză, ăla trage de aici de mine, ăla așa. Adică, cred că trebuie cât mai multă pază, tocmai ca să putem să organizăm un moment în care să facem poze, după o oră de cântat, păi eu sunt transpirată, n-am băut apă și o să mă cobor direct la poze. Mă cobor, da. În anumite condiții, adică să facem un pic de loc, să nu ne împingem, să... De asta zic că cred că e bună și paza la un moment dat, că... astăzi... dar nu la modul să împingă pe cineva. Astăzi n-ai venit cu bodyguard. Ba da, e afară. Extraordinar. e șoferul meu. E prietenul meu, Sorin, care mă însoțește, dar nu pentru că aș putea păți acum ceva pe stradă. Mm. De multe ori când merg la emisiuni, mă duc cu tot felul de... Acum nu-i cazul. Cu bagaje, cu... Absolut. Mai ales că ești foarte... Rochi, machiaje, pantofi tot timpul. Și nu prea mai ai unde să parchezi în București. Da. Să fim serioși, că n-ai unde. El mă lasă în fața acolo și mă ajută cu tot felul. Adică din punctul ăsta de vedere, nu al... Hai să ne dăm... Cum ar fi o dată să merg la Măruță la emisiune? Așa se numește emisiunea. La Măruță. Cu un cal.
și să-l leg acolo, să-l priponez de gardul. Știi că e lângă ProTV, acolo unde e Cătălin, e școala. Da. Știi școala. Să-l priponez acolo de la ProTV. De. Pa, ca... experiență la TV cu toată viața. A, deci ai dus cu calul. M-am dus cu calul, dar s-a întâmplat altceva. Du-te, calule! Era o piesă, știi? Mi s-o despotcovi calul. Nu cred că ai gândat chestia asta! Deci nu cred că ai gândat chestia asta! Ce vrei, mă? Acum aveți... Cum era aia? Cum era aia? Mi s-a descobit... Stai să-i dau microfon. Deci... Mi s-a descobit calul, știm noi. Eu, băiatul meu... Se uită și mi-arată, uite mamă ce a făcut ăsta, uite ce a cântat ăsta, uite ce și... De eu n-am cântat despotcovit calul, dar făceau ei cursuri de dicție. Păi era în perioadă în care toată lumea cânta mi s-a descobit sau mi s-a despotcovit. Și atunci era tot o chestie. Tot glumeam și nu ne mai suporta la un moment dat. Nici acum nu vă suport, da? În ceea ce privește bucătăria din Ardeal, invitata noastră Andra consideră că ideea de musafir la masă e sfântă. Citez: dacă îți deschizi frigiderul, îți deschizi și inima. Nu, așa e pe la noi. Așa e. Iar acum la Masterchef cu Andra. Știi să gătești așa: salată de băf, yeah. Sarmale, yeah. Chiftele, șnițele. Apoi alea, băi, din făină nou și neci, gata, a făcut șnițelul. Eu, tu, declarația ta, eu gătesc de când m-am măritat, i-am spus mamei, o să-ți arăt eu, că știu să gătesc, te și văd, mie îmi place, este modelul meu de a mă relaxa. Da. Vrei să spun ce făceam după 3 zile de sala palatului? Nu cred așa, nu, dacă îmi spui, nu te cred. Uite, ce făceai după 3 zile de sala palatului? Mergeam acasă, făceam brioșe, făceam prăjituri și toți stăteam, era emisiunea soțului unde ăștia veneau și filmau, făceau un reportaj. Cozona acolo, cu cozona cele... Nu. N-are treabă. Emisiunea cu... Nu mă duceam să gătesc în emisiunea lui, stai. Nu, dar el la televizor făcea aia cu... Da, dar nu avea treabă. Făcea un reportaj de la, din cadrul concertelor mele. Așa? Și dădeau lunea cum ar veni. Eu aveam vineri, sâmbătă, duminică. Da, înțeleg. Și lunea, când eu teoretic trebuia să mă odihnesc, mă duceam acasă. Și mă simțeam cumva vinovată că n-am stat cu copiii suficient, că nu știu ce. Și apoi făceam 15 feluri de prăjituri, făcea mama, dar du-te tu și culcă-te tu, uite-te cu, ești obosită. Zic, lasă-mă, mamă, că stai spaghete de două feluri, una cu sos alb pentru David, una cu sos roșu pentru Eva. Adică la modul ăsta, știi? Și ăștia toți îți fac cruce. Dar cum tu, fată, dar tu nu te duci, te culci? Dar mă relaxez. Te relaxez, dar în același timp știu că asta sunt și eu. Când mă întorc noaptea târziu de la concert, trec pe la fiecare prin cameră, și îi mângâi. Dar eu nu vreau să deranjez copiii, mai ales acum că au mai crescut. Băi, dacă vin cu Cătă de la un eveniment, deci, îi aranjează perna, îl ridică pe David, deci ăla nu se trezește. Dar lasă copilul în pace să doarmă. Deci ne arătăm dragostea diferit. Da. Eu mă duc, îl pup pe frunte, îl mângâi, iubirea lui mama, nu știu ce. Dar el, ia, perna îi așează, eu aranjează. Zic, ai, Doamne. Mi-ar fi plăcut să gust brioșele tale. Poate uite, după sala palatului. Dacă sau poate zici... chiar la sala palatului, dacă... Uite. Un vagon. Face, mama. Să știi că eu nu sunt omul pe care îl crezi. Eu nu sunt cu vagonul. Dă-mi o garnitură, dragă! Unde este mai bună mâncarea? Moldova sau Ardeal? Ardeal, la noi. Acum, îmi place și în Moldova, eu peste tot ne mă duc, n-am o problemă nici cu băile, nici cu mâncarea, nici cu că sunt aia care zic eu, nu fac numai acasă, duce-mă la cât am fost plecat în viața asta și cumva, dacă eram legată de un singur lucru, să mă leg de mâncare ardelenească, păi muream de foame dacă... Da, am avut multe cântări peste tot, deci cumva mănânc orice, dormi oriunde, nu fac figuri de astea, să știi, nu. Mă tot distrează fiecare care te întâmpină cu băutura locului. Și da, spune că asta e cea mai bună din lume. Dar vrei să asta spun ceva? Când mă duc undeva, de multe ori nu mă duc la masă, că vreau să stau în cameră. Da. Când mă duc la masă, foarte mulți oameni vin la poze, nu mă stau relaxată neapărat, tot stau așa. Trebuie să te concentrezi pentru... Da, și de multe ori colegii mei de trupă îmi zic după cântare, nu fii, te rog, cu noi la masă, că au ăștia o suică bună, dau numai dacă vii tu. Eu nu beau niciodată, dar mă duc ca să bea toată trupa, știi? Deci, da, am deschis. Pentru a liniști oamenii din Moldova. Ia. Dar am legături puternice cu Moldova. Tata din Bacău. Bacu, da. Și deși s-a mutat de foarte mulți ani, când era adolescent în Ardeal, are nervul de moldovean și îl simt și eu, adică simt că să... Dragă tată, pentru tine și pentru toată Moldova,
o chestie pe care n-am cântat-o niciodată. O chestie pe care ți-o dăruiesc. Eu nu știu, melodia, o cântăm pentru prima dată. Cu strigătele aferente. Eu am cântat-o la sala Palatului cu Mioara Velin. Mioara, da. Mama Mioara, pe care o ador, o iubesc. Abia aștept. Tu îți dai seama că deci abia aștept. Foaie verde la Baraboi. Hai mă, să începem și noi. Hai da, hopa! Zile, zile n-o lăsa. Astăzi o pupam pe Andra. Nu lăsa chitar de mână. Ci... Băi, așa-i hola prima ta. Da, și se joacă pe melodii. Băi, cu mai mulți plătăi și peti. Hora mea-i moldovenească, măi, și n-o știe să pornească, măi, măi. Păi stânga unu, dreapta doi, că așa-i hora pe la noi, măi, și-am de ridiridira. Hora mea-i moldovenească, măi, și n-o știe să pornească, măi, măi. Păi stânga unu, dreapta doi, că așa-i hora pe la noi, măi, și-am de ridiridira. Și moldoveanului îi place să fie și apoi să joace. Când ajunge vino aici, se le spună pe o pismă. Uite așa, da! Uite așa. Uite așa. Da, vin copzare lângă mine. Băi, ca să ascult o reamă de astea. Da. Așa-i hora pe la noi, măi, și-am diri-diri-dira. Hora mea-i moldovenească, măi, cine-o știe să pornească, măi, măi, măi. Păi stânga unu-i dreapta doi, că așa-i hora pe la noi, măi, și-am diri-diri-dira. Vin cu țară lângă mine, ca să-ți spun hora mai bine. Uită-ne are la Catrina, cu joacă bătul orbina. Uite așa. Da, Moș Costache din strântură. Păi joacă Andra în bătătură. Păi ține babă fustă bine. Păi și te împărtește cu mine. Păi Catrină și ne arată, măi. Dar cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, că așa-i hora pe la noi, măi, și-am diri-diri-dira. Hai, Catrină, și ne arată, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, că așa-i hora pe la noi, măi, și-am diri-diri-dira. Și faie verde, păpușoi! Nu. Iartă-mă, trebuie să-mi explic chestia asta. Uite așa, înțeleg că te uiți. Dar ia ca așa, ce faci la ia ca așa? Ce? Uite așa, ia ca așa. Deci, nu, uite așa, ia ca așa. Da, nu, că n-am vrut să zic ceva. Mi s-au lipit genele între ele. Da, da, și mie mi s-a lipit părul de azi. Da. Dragii mei, dați-mi voie să vă prezint pe Aura, Diana și Sandel. Da, ăștia sunt frații mei. Ăștia sunt, ăștia sunt cei... Uite, asta e cea mai frumoasă poză cu voi trei, cu voi patru. Stai, că nu știam ce... Da, da. Asta e din... nu. Aia mică din dreapta este nepoată mea. Este fata lui soră mea, aia mare, care abia s-a măritat acum, Eliza, în 1 septembrie a avut nunta. Da.
Este prima nepoată din familie. Care se căsătorește. S-a căsătorit, da, s-a căsătorit. Și a fost foarte frumos la nuntă. Deci e bună și poza asta, cum ar veni ține loc lui maică-sa care e. Da, corect. Da, da. Avem multe, dacă, dacă vreți caut de la... Da, mă gândesc că oamenii deja știu cine. Fără îndoială, când erai copil, știu foarte clar că... Era tânăr, copil. Erai spaima, nu erai spaima tuturor, dar erai răsățăta familiei și toți te protejau. Și interesant cum s-a făcut transhumanța asta, tranziția asta între protejata și acum ești tu protectoarea. Da, nu știu ce să zic, eram un copil... Mie mi-a plăcut să mă joc fotbal, mie mi-a plăcut să mă joc și cu păpușile, mie mi-a plăcut să merg la cântări. Adică eu voiam să fac, atâta viață aveam în mine, cred că am fost cel mai energic copil din familie, cred că asta e. De asta am ajuns aici, pentru că fratele meu e mult mai talentat decât mine. El a fost talentul familiei, doar că eu am știut, el m-a învățat pe mine cum să cânt o doină, eu am cântat-o, de-am rupt-o. Adică eu mi-am dorit, trebuie să și dorești, adică și să muncești pentru asta. Mi se pare că nu e suficient să fii doar talentat. Iar eu nu pot să zic că a fost zace în mine chestia asta, mamă, îmi place să muncesc, dar am avut un tată extraordinar, l-am, să-i dea Dumnezeu sănătate, care și în ziua de astăzi îmi spune, nu, ce piesă scoți? Bine, dăm vocea un pic mai tare și un pic de efect la vânt, adică tot se implică și când nu, bă, zi, lasă-mă câteodată, știți? Dar tu știi că tata știe, dar tata știe. Dar vreau să spun că datorită lui am ajuns astăzi aici, pentru că dacă nu... Cine știe unde eram, cântam probabil tot în Câmpia Turzii sau absolut, nu știu unde, absolut. Nu pot, dar el este cel care ne-a schimbat viața, a insistat, a fost un pic poate prea exigent, dar dacă nu era așa, nu ajungeam aici. Care este doina ta preferată din toate doinele pe care le cânta vreodată? N-am cântat foarte multe, trebuie să-ți zic. Nu m-a atras, când ești copil nu te atrag doinele, da, A trebuit să învăț una pentru nu știu ce festival. Da, da, da. După aia am învățat săracă copilărie, dar cu fratele meu un telefon, apropo de faptul că el e mai talentat decât mine. Eu nu știam. Știam că trebuie să bagi multe triluri, să cânt, să faci, să te întorci, să mai mult ca... Trebuie să fii instrumentist acolo la doine, ca să știi, să te întorci. Zi-mă cum să cântă săracă copilărie. Și cu el în telefon, că am fost tinerel, copil, mă, el îmi zicea fiecare notă cum să mă duc. Adică de asta zic că e... Și în concertele mele tradițional am tendința, îmi place foarte mult să fac triluri și floricele și melisme, cum le zice lumea. Da, da, da. Dar cumva, pentru că eu m-am lăsat într-o perioadă în care nu erau foarte multe cântărețe care cântau pe genul ăsta, era Cătălina Toma și cam atât. Angels, dar nici ele nu cântau așa mult, deși Raluca cânta extraordinar și m-am lansat într-o perioadă în care nu prea erau înțelese, bă, în continuu faci asta, eu, și cumva a trebuit să le cenzurez, să mai scot din ele pentru radio, le cânta cât mai simplu, pe cum se cânta acum la radio, greu, foarte greu să faci o piesă de radio, abia aștept să o cânt live ca să pot să-mi fac mendrele pe ea să cânt. Dar, extraordinar. Serios, e foarte ciudat, că dacă te uiți pe TikTok, sunt foarte multe voci de afară. Mă, dacă nu fac ea la floricele, deci tendința, trendul este să cânți așa, nu? Pe când te duci să înregistrezi... Să dai naturalețe vocii și să zboare. Da, dacă te duci să înregistrezi o piesă la un producător din România, zice, nu, mai simplu. Mă, bine, acum am înregistrat-o și pe asta, hai să facem și una simplă. Mă, deci mă ia durerea, mă ia febra să mor eu dacă nu când... Da, te înțeleg. Și zic, ok, dacă... Na, cumva facem un compromis. Eu fac un compromis. Da, că la radio, da. Știu, măcar știu... Mă liniștește faptul că să cânt piesa aia live. Și întotdeauna reacțiile sunt, wow, ce bine sună live. Da. Știi? Da, dacă asta se cere la radio, asta facem, știi? Ce chestie. Nu știu de unde am plecat și ne-am ajuns. Nu, dar de zici foarte bine. Da? Există o piesă care, totuși, nu se dă de multe ori la radio, în special la mainstream. Există o piesă care e cunoscută de foarte multă lume. Nu te uita că nu bați până aici. O fac așa. Nu bat nici până aici. Așa. Și ai cântat-o... Așa. Nu e aia. Nu mi-am dat seama. Ba da, nu e aia. Ai văzut ce înseamnă casa băi, părintească. Băi, ce ați făcut, mă? Băi, v-am spus să... Băi, băiatule, mă. Băi, v-am spus să nu-i sază înainte ca... Îți jur că am auzit tonul și m-am gândit, zic, poate aia o fi. Dar...
Deci de fiecare dată când ascult piesa asta... Ce bine mă simt în Adidas și Ia... O cânt? S-o cânt? Da? Bine. Avem și un intro. A fost, nu? Nu. Cineva îndată și ar pune și ferestre noi, de-o-mi trece pe lângă ea vreodată, s-ar uita ca la străin la noi, de-o-mi trece pe lângă ea vreodată, s-ar uita ca la străini la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde bragul părintesc, dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Unde merge Paște și Crăciun, noi trăim legea strămoșească. Doamne, ai Tu milă de român, noi trăim Andra. E foarte frumos.
E foarte frumos. E foarte fain să ajung să cânt cu cineva fără să repet și să sune bine. Adică am cu cine, nu mi-a fost frică, oricum. Da, e adevărat. Dar... E adevărat, iubirea mea. M-am gândit mereu dacă cineva m-ar pune vreodată. Nu, că nu știu mai mult de atât. Na, 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 știu. M-am zis că știu toate piesele românești. Da. Dar nu știu versurile. Dar m-am gândit dacă vreodată mă duc undeva și mă pune cineva să cânt. Dacă știi să continui piesa. Eu, dar nu, să zic că e adevărat. Și o să cânt o piesă cu "E adevărat". E adevărat? Știi? Adică îmi vin în minte melodiile, dar atâta știu, doar începutul. Asta atât am vrut să zic. Să nu te apuci să faci chestia asta. Nu, 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 dar eu pot să spun așa. E un hit formidabil, a fost un hit formidabil, Magistrala Albastră. Dar e o prostie de versuri, dar melodia Magistrala Albastră, drum de ape și vis. Zici că mi-ai zis aia de la, de la gara, că, de la, din, da, sau din Chișinău. Așa e în Chișinău. Da. Și asta, wow. Știi că mi-e place să fluier. Eu când fluier... Ce știi să fluier celălalt? Eu? Orice zi, acum și să fluier. Ce vrei tu? Știi să fluier și așa? Nu, mamă. Nu cu... Păi nu că nu-ți ies trilurile așa. Îți ies triluri? Mie mi-e triluri așa. Ia. Vrei să cânt o doină fluierată? Da. Nu cred că există așa ceva. Stai să îmi umezesc buzele. Mă faceți să râd. Text mai latină. Azi m-am făcut? E găsit jumătatea. Zi. Jumătatea mea mai bună. Stai așa să mă gândesc. Nu mă fă să râd, că nu mai pot să fer. Nu, gata, uite. Nu știu în ce ton. Zic și așa. Du-te unde vrei tu. Nu, că nu mai știu din ce ton când piesa. Stai să mă gândesc. Nu știu. Ok. De aici o cânt, draga. Trebuie să zici, de aici o cânt, draga mea. Îmi place. Băi, ești cu Cătălin să știi că ești de bodyguards. Și Mariah Carey, dacă vrei, dacă nu înțelegi doina. Tu ai cântat asta la Sala Palatului? Fluierată, nu. Asta, cu asta începeam concertul, dar cântam. Dar bine, eu, ca să zic ceva, eu nu prea cânt pe cap. Nu mi-am... eu cânt pe piept. Și generația care cumva așa a fost crescută. Trebuie să cânti, vin după Dida Drăgan, după toate cântărețele mari care au cântat pe piept și că numai așa era gândirea românească, da. Că dacă așa cânti, așa ești perceput ca și... Da. Și cumva nu m-am... Deci, nu mai știu, nici nu știu să... Dacă mă pui să cânt pe cap, nu pot. Pentru Bacău, Cluj și București, oricum frumos. Una, Gruia se plimbă cu taragotul prin sală. Nu, mă, nu la colinde, da. Că mere pentru tradițional. A, corect, pentru tradițional, corect, bravo. Da. Acum sunt colindere. Și una să fluier. Și? Să începem. Poți să fac, zic, Andrei Tudor, lasă-mă cu Orchestra Simfonică București. Deci, te rog, nu vreau solo de trompetă, eu vreau să fac... Știi că mie îmi place și... foarte mult să fluier. Pe bune? Da, mult, adică eu când aud o melodie nu vine să o cânt, îmi vine să o fluier prima dată. Extraordinar. Și cumva dacă mi-ies toate trilurile fluierate, dar zic, nu, formidabil cât de bine ți le... Adică... Asta vreau să zic, că Mariah Carey cânta pe cap tot timpul. Și eu nu atingeam notele, dar le fluieram. Whistle, eu nu știam pe vremea aceea, whistle. Da, știi că am fost să vadă pe TikTok unul care duce gunoiul, la care aude așa ca un fel de eco. Știu, și a venit vremea colindelor. Asta vreau să fac și în România când se apropie. Vine Andra cu concertele de colinde. Da, e mișto. Vezi ce înseamnă o melodie care nu moare niciodată. În fiecare an aștept o melodie aia. E foarte fain. Da, aia era. Ultimul Crăciun ți-am dat inima. Nu, eu ce-am. Și acum am putea să mâncăm ceva.
Iată, Andreea vine acum să elibereze masa, că e cel mai bun. Da-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra, pa-pa-pa. Suntem în octombrie. Octombrie. Să cântăm niște colinde. Ce crezi, dragă, ce-a căzut acolo? Nu este starmaua, este ceva picolo. Acum, deci masa e curată acum. Vreau să te felicit. Da, accept, mulțumesc. Pentru tati part-time. Asta o să transmit mai departe felicitările, nu mi le asum. Ăsta a fost debutul Evei, practic. Da, 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 da. Spun sincer, a fost o situație așa pentru noi ca și familie, pentru că Eva de mică a făcut vloguri în mașină cu taică-sul, că mergea la grădiniță, era atât de faină, că era spontană, nu se vede că nu e un copil învățat, spune asta ca să fie, da, da, da. Să fie haioasă. Eu ce să zic, sunt foarte fericită că este așa, că așa e felul ei, știi, de a fi. Mulți au crezut că noi o învățăm ce să spun, în fine. Datorită acestor filmări de pe internet a venit și propunerea celor de la casa de producție să vină să joace fata în film. Am stat, ne-am gândit, măi, e momentul, am întrebat copilul și am zis, fiți atenți, veniți cu Alex Bogdan acasă să vedem dacă există chimie între ei. Altfel nu ducem copilul. Foarte bine. Dacă ea are chimie cu voi și îi place și după ce plecați voi, ea o să-mi zică mama vreau, atunci se întâmplă asta. Deci nu a fost nimic de împins copilul. De... Eu am văzut foarte mulți părinți la viața mea, la Românii Au Talent și nu numai, în concursuri, în festivaluri, care veneau așa, du-te, cântă, și deși copiii nu erau pregătiți. Și nu deci am văzut asta, n-am cum să fac lucrul ăsta, să-mi împing copiii spre ceva. Noi facem meseria asta, cum vă puteți gândi că aș putea să... Dacă mâine copilul meu vrea să facă bucătar, eu asta îl susțin să fie, sau fotbalist, sau ce vrea mușchiul lui, ca să spun așa, știi? Nu, prin tot ce am trăit eu în viața asta, că nu faci ceva de pasiune, o să se vadă, mă, că ești împins de părinți. Eva a avut o chimie extraordinară cu Alex Bogdan, care a știut să se pună în pielea ei, s-a jucat, s-a trântit pe iarbă acasă la noi, deci Eva s-a distrat la filmările astea pentru film. Copilul meu a fost fericit, n-a fost obosit, el știe, deci Eva știa replicile tuturor colegilor care au jucat în filmul ăsta. De adevărat că voi de fiecare dată, asta mi s-a părut senzațional și asta vreau să te întreb. Voi ați fost la filmare aproape în fiecare zi cu ea. Da, Cătălin non-stop și eu în zilele în care eram. Acum te întreb eu pe tine, dacă în viitor Eva, pe măsură ce crește, se va duce la mai multe filme, da, tu o să mergi cu ea? Da, eu, Cătălin, oricine din familia noastră. Și dacă ea filmează în Noua Zeelandă, tu mergi cu ea? Corect. Nu vrei tu să o însoțesc la Miami eu, să stai tu acasă? Aici am vrut să ajung. Eu mă bucur că ai spus asta, pentru că în momentul în care am devenit mamă, nimic altceva nu e mai important. Chiar dacă muzica e viața mea și trăiesc pentru sentimentul ăla de a cânta pentru oameni, sentimentul de mamă e mai puternic ca orice. Adică dacă mâine trebuie să renunț la muzică, pentru că, nu știu, dacă așa îmi cere viața, ca să fac un sacrificiu pentru copilul meu să mă mut undeva, nici nu stau să mă gândesc. Adică este pentru ei... Mi-a spus Eva Sedroc că o să aibă o filmare în Cuba. Mergem. Nu e niciun fel de problemă. Adică mi-e teamă de faptul că o să fie o schimbare destul de mare la ei. Acum, în perioada următoare. Cel puțin la David, care devine adolescent, dar îmi place cum gândește, îmi place cum se dezvoltă, îmi place cum evoluează, îmi place foarte mult de el, ador efectiv, vorbește tot cu noi. Și noi am fost niște părinți foarte deschiși. Poate eu mai mult decât Cătălin, că el e un pic mai introvertit. Deși poate nu pare că la emisiune e foarte, dar în familie, așa, cum... Poate a învățat de la mine să se deschidă mai mult în sensul ăsta. Poate te-a deschis pe tine și s-a închis pe el. Eu eram foarte, cum să spun, din familie, destul de... Dezvoltă să spun lucrurilor pe nume. Apropo, de ce spun că spun lucrurilor în față, discut cu ei absolut tot ce întreabă. Pentru că copiii, când devin curioși, e clar că... Dacă nu primesc un răspuns din partea părinților, înseamnă că îl caută în altă parte. Și atunci, indiferent de cât de poate deranjant sau poate rușinos să discut eu cu copilul, eu am spus așa, eu vreau să fiu prietena copiilor mei. Cătălin, dacă tu vrei să asumi alt rol, treaba ta, eu vreau să fiu aici, dar pentru că Cătălin
e la emisiune în fiecare zi, mi-am asumat și polițistul rău și ăla bun. Am înțeles. Adică cumva la mine vin și când au o curiozitate de asta de ochiată și eu le spun cu subiect și predicat tot ce trebuie. Ca să nu mai... Nu. Nici, mă duc în vacanțe cu alți prieteni, alte familii și copiii vorbesc între ei. Absolut. Și David, având o relație foarte deschisă cu mine, vine și îmi spune, mama, uite, prietenul nostru, copilul prietenilor noștri, are niște curiozități, nu prea vorbește cu părinții. Zic, de la mătușa încoace, nu-s mătușa lui, dacă ai idee. Și vine și îmi pune niște întrebări de, eu zic că, oleo, David e mic copil. Da, 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 da. Acolo mi se pare ciudat să explic. Adică ceva ce nu ține neapărat de mine. Dar cu toate astea găsesc răspuns, nu-mi fac niciun fel de... Și prefer să fie așa. Nu știu unde duce chestia asta. Sper din toată inima ca și... Să se continue chestia asta, dialogul ăsta. Să continue să aibă libertatea de a veni și a discuta absolut orice în viața asta cu noi, cu mine și cu Cătălin. David mai cântă la chitară? Nu prea, a încercat cam toate. Mai cântă din când în când, când îi se pare lui că e cool, că vine cineva la noi și mai ține minte niște piese, dar fără exercițiu i-am zis, eu nu insist, dacă tu vrei să faci asta bine, a făcut-o pentru că i-a plăcut. Face foarte mult sport. Și mă atrage chestia asta pentru că niciunul din eu și Cătălin nu am făcut atâta sport cât face David. Are un corp extraordinar, n-am arătat niciodată pătrățele și așa. Și are grijă de el. Are grijă de ce mănâncă, mergem la restaurant, toată lumea își comandă paste, pizza, el comandă pește, salată, adică... Am înțeles. Îmi place. Acum are... Câți ani are acum? Stai mă că tot mi se lipesc asta. Nu, faci cu ochiul din stânga, lasă cu chestia. Câți ani are David? 13 ani. 13 ani. Și Eva 9. Mulțumesc. Să-ți trăiască. Să rămână. Să știți că e o problemă pe care mulți și cei care au copii mai, sunt aici și tați și părinți care au copii mari, am o întrebare pentru voi toți, special pentru Andra, care este vârsta când pleacă ai noștri copii de acasă? Și iată, răspunsul l-a dat Eva. Eva a dat o declarație, poate nu știi că asta e viața. Ea va pleca de acasă la 14 ani. Vrea să se mute de acasă, să-și ia viața în propriile mâini. Și, la care probabil te întreb și David, da, tot Eva știe, Eva i-a spus lui bărbatul că fratele ei mai mare își dorește să înceapă viața de adult la vârsta de 16 ani. Da, eu am zis că îi susțin întotdeauna, chiar așa. Eu cred că noi ne facem niște planuri, iar copiii noștri își fac cu totul alte planuri. Eu îmi doresc în viața asta, sigur că nu o să fiu, adică nu vreau să fiu un părinte toxic. Oricât de mult îmi iubesc copiii, am învățat ceva de la mama soacră. Mi se pare că e o femeie atât de... Băi, e mișto soacră mea. Adică știe, nu se bagă nici prea mult, nici nu, dă sfaturi care să nu te supere. Adică mi-aș dori să fiu o soacră cum e soacră mea. Deci eu văd. Andra, da, mamă soacră, nu crezi că ar fi bine să facem masa de Crăciun? Ba, foarte bună idee, mamă soacră. Nu e adevărat. Așa credeam și eu. Nu. Mama e genul ăsta. Mama e... Când l-am născut pe David, mama era în spital. Noi eram acolo emoționați cu Cătălin, dar mama, ioi, îl scapă, Cătălin îl scapă pe copil. Ioi, mamă, zic, du-te acasă că te caut eu. Așa a fost, serios. A zis, mamă, du-te, că ne descurcăm. Cum tu, fată? Tu... Du-te, mamă. Și după aceea s-a supărat pe mine. Da. Eu eram cu operația de cezariană, n-aveam nevoie de... Aveam oricum emoții, când primul copil, nu știu cum să-l țin în brațe, mama nu m-a punea presiune pe noi. Și după aia m-am dus acasă, după 3 zile de spital. Și am făcut furia laptelui. Că a lăptatul, chinuial, a început semifinale, România au talent. Foarte greu. Mai greu a lăptatul decât sarcina și operația și da. Și ea era supărată pe mine. A fost câteva zile. De ce am vorbit așa cu ea atunci, știi? Noi avem o relație extraordinară, dar eu cum... Atunci erai iar într-un moment eram special, într-un moment, nu? Cu dureri, în fine. Puteai să spui orice atunci. Ea s-a supărat pe mine, dar cu toate astea, când, după 2-3 zile când am ajuns acasă și au zis că am probleme, au luat o oală de ciorbă, au venit, au adus o varză, au opărit un pic, fiert un pic așa și au zis, hai tu că ți tratezi, eu hai nu mă încoace și mi-au pus varză ca să se desumple sânul. Și, deci cumva eu mai spus tu așa, dar tot eu te salvez. Da. Deci, mama este extraordinară. Deci, eu cred că am preluat de la ei, de la tata, tot ce a ținut de
nu știu, de a fi puternic, de a răzbi în viață, de a, pe când iubirea, nu știu, toate lucrurile astea, legăturile de, cu oamenii, chimia, așa, am luat-o de la mama. Le-am luat de la mama. Da. Și la rândul meu, câteodată nu vreau să fiu neapărat mama și tata la un loc, pentru că am văzut și altfel de... Adică soacră mea, fiind atât de... Știi că e vorba că soacra e nu știu cum... Soacră mea e o persoană care... Diplomată, e ca și Cătălin, da, așa, adică... Și îmi doresc, ca să pot să fac parte din viața copilului meu cât mai mult, adică să-și dorească să fie cu mine, să mă cheme la două noaptea dacă vrea, să-i fac clătite, dacă nu... Știi, la modul ăsta, îmi doresc să știu cum să gestionez sentimentele, să nu fiu prea mult peste el și să existe acolo o barieră în care să, peste care să nu trec, numai dacă îmi cere el, știi, la modul ăsta. O să fie ușa din ce în ce mai închisă și la un dat pot să intru? Da, pot să intri, sigur că da. Doamne și domnilor, vă atrag atenția că începem o nouă perioadă în viața noastră. O nouă perioadă plină de surprize. Da. Asta se mănâncă? Da, astea nu se mănâncă. Ioi, ce mirosuri, ce minune. Deci, ioi, atât am dezbătut. A, asta chiar miroase fain, adică. Ce mâncăm? Nu că îi plac, nu îi plac chinezești. De unde știi că îi plac cu Luandra chinezești? Tu nu dai greș cu mine, mie orice mi-aduce îmi place. Ioi. Ca să avem poftă mai mare, da. Noi trebuie să cântăm o melodie. A, nu, să nu știi, știi să mănânci asta? Nu, dar le-am luat ca să par fancy. Spune, dragă. Deci, amă că știi, mă. Nu, jur că nu știu. Eu fac așa, mă duc la restaurant. Ia, cu sushi zi. Și le țin astea și mănânc cu mâna. Și copiii îmi spun, mami, nu se face așa. Sau pun cu totul, pun în sushi așa, bag în mijlocul ei, da, pun în sushi. Da, am tot văzut pe TikTok. Bun, deci, învață. Pune aici. Show me, baby. Așa, deci ăsta al primul, da? Da. Așa. Al doilea vine, da. Atenție. Deci ăsta trebuie să fie contra... Ăsta e contrapunctul, da? Apasă-l cu ăsta, ăsta stă fix. Atenție, ăsta stă fix. Îl gâdil un pic aici. Ăsterealt, atenție, ăsterealt e la care merge. Îl pui între primele două și ăsterealt e la care prinde. Și apeși? Sunt cam bleagă cu astea, să știi. Astea și limba, da. Ăsta e și face așa. Dar ăsta stă locului. Uite-te la el, uite-te. Și apasă orice, uite. Poți să desenezi cu el, poți să-l strecor, poți să-i orice fir, uite. Aceasta este o ureche de mushroom, da. De ciupercă. Ia să vedem cum se mănâncă. Uite. Hai, mă, Andra, mă, uite-mă la mine, mă. Mă, nu merge, mă, nu merge, uite. Uite. Și l-am prins, vezi? Am prins niște chestii și aduci ușor, mai vorbești cu lumea, mai socializezi, zici, hello, ce mai faci? Dar dacă fac așa și îl duc aproape de mine, ce are? A, așa fac chinezii, așa. Da, eu sunt chinezoaică de asta. Deci așa. Și stă așa, și fă. Foarte bună astea. Cum se numesc astea? Noodles. Foarte bună, da. Mm. Are orez jos, mă, are orez. Unde, mă, orezul? De ce nu mi-ai spus, mă, că ai orez jos? Uite-te, ni. Ni. Ni la el, nu. Ni, mă. Ni, mă, nu. Ioi, finam, ioi, ce finam, bun. Asta e foarte bun. Mai gata, s-o gătat, putem să mâncăm. Vreau să te întreb o chestie. De ce e prima noastră masă împreună asta? De ce până acum... Nu ne-am întâlnit noi, așa, n-a vrut Cătălin. Așa e? Ești periculos. Tu ți-ai lăsat nevasta să meargă așa cu... Da, bineînțeles. Un băiat așa mișto ca Brenciu? Da, bineînțeles. Dacă soția mea vrea să se ducă cu Edi. Eu nu l-aș lăsa pe Măruță să se ducă cu una. Ai tu. Nu las, dacă mă, e al meu. Dacă ar veni Mădălina Ghenea, zice... Andrei, mă, Zăvina, știi ce, Mădălina Ghenea, aș vrea să iau masa cu Cătălin. Mai cu Mădălina l-aș lăsa, că e mișto. Hai că să... Și tu
tu de-ai început. Da, mă, da. Mădălina, adică la modul... Băi, eu... Aia e zeiță, trebuie să încerce și el așa. Dar deși ce... eu sunt zeiță, am... da, așa, nu. Da, așa. Nu, pentru că eu niciodată, niciodată nu m-am gândit... La despărțire. Da. Dar nu, nici eu nu m-am gândit. Dar, apropo de Mădălina Ghenea, e o femeie atât de frumoasă și atât de mândră sunt când văd... Știi, când vezi o fața, o femeie, o față atât de frumoasă, un corp, zici, măi, de-a noastră. Adică, mi se pare, mă uit cu mândrie, efectiv. Mă uit cu mândrie la ea, la Antonia, la foarte mult, avem foarte multe femei frumoase în România. Hai să-ți spun o chestie. M-am uitat la filmările cu tine. Lasă așa. Ai o filmare când dai breton. Îți place. Deci tu dacă știi... știam că îți place cu breton, mi-l puneam astăzi. Nu. Și că l-ai aplicat de la așa extensie. Băi, tu ai foarte multe. Tu asta chiar îmi place, chiar aș vrea să-l mănânc după. Dar nu e o problemă. Dar rămâne între dinți acum așa. Eu cred că tu ai mai multe fațete ale fericirii. Regina, el Andra. El maestro de Cuba. Maria Menchu. La que te abre petam. Hola. Thank you.
luat cădurile. Dacă știam, atâta băteam în masă până veneam. Tata e toboșar, de aia a fost toboșar la viața lui și de aia ia dă-mi mijloc, dă mijloc. Alături de Andra vom sta și săptămâna viitoare luni. Atenție! Se întâmplă foarte mult alături de Andra. Te salut, iubita mea. Fiți foarte atenți ce vom urmări săptămâna viitoare. Așa pe scurt. Ești în momentul ăsta în pârgul de, eu nu cred că, eu cred că ești numai bună de cântat. Mi-e frică de tine. Dragoste, tu ce rămâne, numai atât am și voi. Inima îmi spune că vom rămâne doar noi doi. Dacă cineva ți-ar zice, de mâine faci un film. Nu mă duc, mă, că nu-mi place să mă pup cu alții în filme. Dacă trebuie să mă pup, mie nu-mi place. Dar ca și artist. Dar totuși te prinde într-un și film. Și m-a pupat asta, zic, m-a sărutat unul în clip. Dacă n-am plâns 3 zile. Mărioară de la gorși, ia la neca vreo 2 zlos, și nu te iubi cu toți, măi. Ia la neca vreo 2 zlos. Iubire, să nu mai pregătiți cina, că am mâncat de toate. Ciorbă la podcast? Da, mamă, ciorbă. Da. Vin în seara asta, mă aduce Horia. Știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva de teamă că ai plecat. Știi că o vorbă schimbă tot. Doamne, a fost cea mai frumoasă surpriză pe care puteai să mi-o faci, Horia. Sunt